Dragi oaspeți și cetățeni ai Republicii Moldova, mă numesc Ana Gorea, sunt reprezentanta Consiliului Femeilor de Afaceri de la noi din țară și am o deosebită plăcere să vă zic bună ziua la primul congres al melcilor de la noi din țară. Onorată asistență, dragi invitați, mulți stimați agricultori și investitori ai sectorului agricol și toți cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă astăzi, vă mulțumim că ați ales să petreceți câteva ore foarte importante și foarte prețioase la sfârșit de vară și în ajun de toamnă alături de noi. Suntem siguri că valorile pe care le veți afla astăzi aici vor fi foarte, foarte utile pentru dumneavoastră în viitorul apropiat. După cum știți și după cum am menționat, ne aflăm la primul congres de helicultură de la noi din țară și vă felicit pentru că sunteți primii care vor afla informația de la sursă și primii care au toate șansele la niște investiții pentru că veți primi un exemplu cap-coadă cum se poate face acest lucru. Așteptăm cu mare încredere un val de întrebări, de noutăți și tot ceea ce ar putea aduce în genere inovația la noi pe piață și suntem siguri că aveți încă multe întrebări care vor apărea la final. Helix Farm, în frunte cu domnul Ivan Cecaroni. Bună ziua! Este prima companie de acest gen de la noi din țară și vă prezintă această idee inovatoare care a fost deja implementată de domnul Sampo, care este directorul Institutului Italian de Helicultură și care deja a făcut acest gen de ferme, să zicem, de melci, în Italia și în Georgia. Dar pentru că timpul ne presează un pic, am zis să trecem peste vorbele de introducere și vă rugăm să fiți atenți deja la videoul care l-ați văzut în câteva rânduri mai devreme și trecem nemijlocit la program pentru că timpul este prețios, am înțeles. Natura este o sursă prețioasă de inspirație. Ea ne arată drumul pe care trebuie să-l parcurgem. Ne învață că totul trăiește și colaborează într-un extraordinar lanț virtuos. Ne oferă un nou punct de vedere. Și acum, imaginează-ți că aceste puncte sunt multe și conectate într-o economie nouă, tridimensională, într-o constantă mișcare care evoluează. Unii cultivă, unii hrănesc, unii gătesc, unii se uită, unii descoperă, unii îngrijesc, unii se răsfață, unii cresc, unii predau, iar alții învață, unii cercetează și unii nu se opresc niciodată. O economie care învecinează sectoare diverse pentru a face ca ele să lucreze în completă sinergie, care împreunează diversitatea ca să creeze valori. Economia helicoidală, o economie care are forma unui melc și care la fel se regenerează de la atât de micuț, la un sistem atât de mare. Astăzi, întrebarea este, ce formă va avea viitorul? Avem un răspuns. Eu nu am un răspuns, dar domnul Ivan Cecaroni, deja cu anumită experiență la noi în țară, are un răspuns și vrea să vă vorbească ceva foarte interesant. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Allora, una breve storia, chi sono, cosa faccio qua in Moldavia? Non mi occupo di agricoltura, per me è un'esperienza nuova. Cine sunt? Vreau să vă povestesc ceva despre mine. Cine sunt? Ce fac aici în Moldova? Nu mă ocup nemijlocit de agricultură. Ma come è nuova per noi, per me, è anche nuova per voi e nuova per tutta la Moldavia. Quindi sarà un passaggio interessante per tutti noi. Dar de o activitate de care am început acum să mă ocup, cum începeți și voi? Oggi vedremo quello che è stata la mia esperienza qua in Moldavia. Io ho fatto un impianto con 120 recinti, con 120 produzioni di lumache. Am făcut în Moldova o fermă cu 120 de căsuțe sau pentru creșterea melcilor.
quindi vedremo, diciamo, il video di questo impianto, ma siete tutti invitati poi, se interessati, a venire a Nisporeni a vedere direttamente come è fatto il nostro impianto. Mai întâi de toate veți vedea aici un video, dar vă invităm de altfel să veniți să vizitați ferma de melci la Nisporeni, să vedeți în realitate cum este făcută. Poi con grande piacere abbiamo il presidente dell'Istituto Italiano di Elicicoltura Metodo Cherasco, Simone Sampò è il più grande esponente di questo sistema e questo metodo che sta rivoluzionando il settore dell'elicicoltura nel mondo. Aici îl avem ca invitat pe Simone Sampo, care este unul din președintele Institutului de Helicultură, unul din cei mai reprezentativi din sector. E lui ci spiegherà un po' cosa vuol dire, cosa significa elicicoltura e cosa significa fare un'economia nell'elicicoltura. Ne va explica ce înseamnă helicultura și cum se lucrează în helicultura, în economia idală. Quindi lascio proprio la parola a Simone, che inizierà a raccontarvi un po' questa nuova visione del mondo delle lumache, delle chiocciole, come le chiamiamo noi. Dau cuvântul domnului Simone Sampo să ne prezinte viziunea sa despre economia și creșterea melcilor. Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Come mi hanno presentato, sono il direttore dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e l'amministratore delegato delle quattro aziende più importanti a livello europeo del settore delle lumache. Deci sunt directorul Institutului de Helicicultură din Cherasco și conducătorul a patru întreprinderi importante din acest sector la nivel european. Diciamo che siamo riusciti in 5 anni a cambiare un settore strettamente agricolo e farlo diventare un settore che possa portare economia e sviluppo in molti paesi del mondo. Am transformat un sector care inițial era doar agricol într-un mod de dezvoltare a economiei unor țări și o aducem în lume. Sì. No. Oggi siamo presenti in oltre 18 paesi al mondo con questo sistema di agricoltura integrata. Noi suntem prezenți în 18 țări al lumii cu acest sistem de agricultură integrată. Sono appena tornato dalla Georgia. La Georgia è un paese vicino alla Moldavia dove solamente in un anno abbiamo creato quasi 180 ettari di impianti elicicoli. M-am întors recent din Georgia, o țară nu chiar departe de Moldova, unde am făcut 180 de ferme. Quanti ettari? 180. 180 de hectare pentru ferme de melci. Siamo oggi qua in Moldavia, grazie a Helix Farm e a Ivan Ceccaroni, che ha creduto in questo progetto di sviluppo nazionale. Suntem aici datorită lui domnului Ivan și este cel care a crezut în acest proiect. Parlo di progetto nazionale in quanto l'azienda Helix Farm si farà promotrice di sviluppo, di formazione, di consulenza e di assistenza di questo sistema di allevamento totalmente green. Vorbesc despre un promotor al acestei, al acestei industrii, deoarece Helix Farm se va prezenta ca un consultant în sectorul dat. L'importanza di avere una società che si fa capofila in un paese, che vuol dire che per prima investe e ci permette anche di capire qual è il calendario di allevamento, perché i sistemi di allevamento variano in base ai microclimi di dove si fanno questi impianti. Este foarte important de avut o întreprindere care să investească și care să gestioneze acest proces, înțelegând care sunt ciclurile de creștere.
condițiile microclimaterice și altele. È importantissimo questo perché normalmente la società che si fa da capofila investe per prima, cerca di capire il sistema. Este important de avut un promotor care investește, care încearcă să... Cercando a questo punto qua di permettere ai futuri investitori di avere una strada già spianata, perché abbiamo già delle informazioni importanti per i microclimi e per tutto quello che è il problema della gestione dell'impianto nei vari paesi. Este important de avut o întreprindere care a trecut acest drum, a bătătorit această cărare și poate să dea informații veridice despre microclimă și alte condiții de creștere. Proprio mentre io sto parlando ho voluto che andasse in onda questo video di presentazione del Chiocciola Metodo Cherasco. Iată, am rugat să fie postat acest video care reprezintă sistema Cherasco de creștere a melcelor. La nostra organizzazione oggi in soli 5 anni diventa la più grande organizzazione al mondo nel settore dell'elicicoltura. Timp de 5 ani, întreprinderea noastră a devenit cel mai important producător de melci din lume. Un'organizzazione dove è creata con un'associazione, l'associazione permette a tutti gli individui che possano cercare di creare la collettività nello sviluppo del sistema Cherasco. Deci noi am creat s-a pornit de la o asociere de întreprinderi care pot să stea la baza dezvoltării sistemului Cherasco. L'Istituto Internazionale di Elicicoltura, invece, che è l'organo scientifico della nostra organizzazione, che permette di studiare la tecnica del disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco. Institutul este, să zicem, punctul de cercetare sau institute de cercetare care dezvoltă diferite metode de creștere a melcelor. Che dà la possibilità alle persone di avere una formazione, la possibilità di avere un'assistenza e una consulenza. Creează o metodologie, creează posibilitatea de a da consultanțe. Una società invece come l'Umacheria Italiana, una società che permette a chi investe e sviluppa il disciplinare di Chiocciola Metodo Cherasco di avere la possibilità di avere la produzione garantita, il ritiro delle produzioni garantite. Este compania Lumacheria Italiana care garantează tuturor celor care folosesc metodologia Cherasco să achiziționeze produsul finit. La possibilità di chi investe di avere già un cliente che si pone come miglior cliente a un prezzo di mercato super interessante qualora si rispetti il disciplinare di produzione per le norme di qualità del prodotto. Dacă este respectat întreg disciplinarul sau să zicem caietul de sarcini al metodologiei, este posibilitate de a vinde produsul finit la un preț foarte avantajos. Un'altra società che si chiama Snail Therapy Company, una società che permette lo sviluppo degli estrattori di bava Müller One, della possibilità di creare la cosmetica, di creare questo sviluppo della chiocciola in altri settori dell'economia. Mai există o întreprindere care se ocupă de extracția secreției melcelor, ulterior folosite în diferite sectoare, cum ar fi sectorul cosmetic, farmaceutica. Ecco, il grande salto in questo settore è stato fatto proprio quando l'agricoltura non si è più vista solo più per agricoltura. Un salto importante ha avuto luogo atunci când agricoltura a fost privită nu doar ca agricoltură. Quando il concetto di redistribuzione di reddito potesse essere alla portata di tutto, quindi le persone che investono devono
e ripeto, devono poter partecipare al reddito di questo progetto. Acest proiect a fost creat pentru a reuși ca investiția care este făcută în acest sector să satisfacă pe toți participanții. Quindi, per noi è fondamentale arrivare in un paese, portare innanzitutto la cultura di questo tipo di allevamento. Pentru noi este important de a sosi într-o țară să aducem cultura unei creșteri de așa gen. Dare la possibilità a chi investe di essere seguito. Să oferim o posibilitate celor care investesc să fie tutelați, protejați într-o oricare măsură. E di avere la possibilità di avere un cliente sicuro per poter esportare totalmente la merce e la produzione. Și de a fi sigur că toată producția asta va fi exportată. Qua in Moldavia abbiamo una fortuna ulteriore, che già un investitore italiano è venuto qua in Moldavia, ha investito, ha assunto personale e ha creduto in questo progetto. Avem norocul că aici în Moldova deja a fost o experiență. Un investitor italian a venit, a creat o fermă de așa gen, a crezut în acest sector și totul este cu succes. Ma più che tutto che si sia messo a disposizione senza voler lucrare su i nuovi impianti e licicoli che nasceranno qua in Moldavia. S-a dispus să ofere suport pentru toți cei care vor să dezvolte acest tip de industrie aici în Moldova. Il grande progetto, quando io ho conosciuto Ivan Ceccaroni, è stato un coinvolgimento di questo ragazzo in questo settore, dove non ha voluto mettersi il guadagno il giorno dopo, ma una grande prospettiva di crescita proprio nello stato della Moldavia. Când acest tânăr a vorbit cu Ceccaroni, s-a văzut disponibilitatea lui de nu de a avea venit în ziua următoare, dar a înțeles că este un proiect de perspectivă. Il grande progetto non si ferma alla nascita di impianti e licicoli, ma sarà quello nel 2023 di proprio di poter portare in Moldavia dei siti produttivi di macelli, quindi della possibilità di creare la carne di lumaca. In perspectiva avem ca în 2023 să aducem aici o fabrică de prelucrare a cărnii de melc. La possibilità di portare estrattori di bava. Să aducem aici o fabrică de extragere a secreției de melc. Quello che è un po' il punto forte del nostro istituto è l'invenzione di questi macchinari che estraggono la bava senza uccidere la lumaca. Suntem aici în avangardă, având o tehnologie specifică de extragere a secreției de melc fără a ucide însuși melcul. Lui mi ha chiesto e si è fatto capofila di questo progetto guardando in una prospettiva di medio-lungo termine. Ha făcut această întreprindere văzând perspectiva și dezvoltarea acestui proiect pe un termen îndelungat. Come voglio intendere io, lo chiamo un po' un imprenditore elicoidale. Ha dato molto spazio inizialmente alla possibilità di avere degli investitori locali che potessero investire in questo settore e lui si è messo capofila per poter dare le assistenze e le consulenze per fare in modo che questo reddito possa tornare il più brevemente possibile all'investitore. Fiind capul, să zicem așa, a adunat în jurul său investitori care cred în acest business și continuă să dea consultanțe pentru toți cei care vor să dezvolte afacerea. Il nostro concetto è quello di portare reddito e dignità alle persone, partendo da un progetto di agricoltura completamente sostenibile, green, con zero impatto di inquinamento in natura. Dorința noastră e de a face așa ca toți să câștige din această afacere, având un impact minim asupra mediului ambient,
cu total verde, green. Il sistema Chiocciola Metodo Carasco nasce dalla nascita di un disciplinare di produzione, quindi parliamo di agricoltura sostenibile. Vorbim despre agricultura durabilă, care ia naștere de la un un caiet de sarcini specific. Parliamo di allevamento, care se referă anume la creștere. Di allevamento che possa guardare il benessere dell'animale, anche se la lumaca è un animale di piccole dimensioni e quindi nella scala piramidale degli animali all'ultimo posto. Care se verifice starea mielcului, chiar dacă se ținem așa, se luăm, se ia în considerare că mielcul în lanțul trofic este cam la bază. Vi faccio un esempio importante. Pensate che per fare un chilo di carne rosse servono 17.000 litri di acqua. Per fare un chilo di lumache servono meno di 500 litri. Pentru a face un kilogram de carne roșie sunt necesare 17.000 de litri de apă. 17.000 litri de apă. În timp ce când este un kilogram de carne de melc sunt necesare 500 de litri de apă. Oggi che si parla di spreco, che si parla che il paese sta, che il mondo sta finendo tutte le scorte per il sostentamento di future generazioni, questi prodotti oggi tranquillamente diventeranno le carni del futuro. Mai ales acum când se vorbește despre faptul că se produc foarte multe deșeuri și sunt epuizate resursele existente în lume care sunt necesare pentru viitoarele generații, o astfel de agricultură ar putea fi un viitor pentru lume. Una carne interesantissima, una carne che ha delle proprietà organolettiche favolose, 0,7% di grassi e 14% di proteine. Este o carne interesantă, cu 0,7% de grăsimi și 14% de proteine. È chiaro che questo prodotto deve piacere. E adevărat că acest produs trebuie să placă. Sicuramente non vi chiedo chi di voi mangia la lumaca, perché avrei già quasi la risposta molto semplice. Nu vă întreb care din voi mănâncă melci, pentru că știu care este răspunsul. E, il nostro compito è quello di fare in modo che la lumaca diventa sexy, cool, che diventa piacevole. Pentru noi, scopul nostru principal e ca mielcul să devină sexy, cool sau apetisant. Ed è quello che stiamo facendo nel mondo. Vi faccio vedere un esempio. Questo qua è l'escargot burger. E il primo. Ce facem noi în lume. Acesta este escargot burger, este primul. È fatto totalmente di carne di lumaca e di vegetali che la lumaca mangia nell'allevamento. Este făcut din carne de melc și din ierburile care cresc, din care se alimentează melcul. E una carne dietetica, e una carne che non ingrassa, proteica. Ma siamo all'inizio di una grande rivoluzione nel settore dell'alimentazione. Dar suntem în fața unei revoluții mari în industria alimentară. Ma bisogna saper trasmettere la cultura, perché quando io parlo che il sistema Chiocciola Metodo Carasco è un sistema che ha saputo fare in modo che la cultura incontrasse la cultura di allevamento. Este vorba aici de cultură. Atunci când vorbesc de sistemul Metodo Carasco, vorbesc de faptul că cultura întâlnește o altă cultură. Per questo motivo, in soli 5 anni, siamo riusciti a diventare il lusso dell'elicicoltura. Iată de ce doar în 5 ani am reușit să devenim luxul în helicultură. Creando manifestazioni, creando eventi, collaborando con gli chef. Organizând diferite evenimente, colaborând cu diferiți chef. Portando un grande rivoluzione anche a livello del benessere. Și aducând o contribuție și la nivel de bunăstare. Voglio
mi alzo perché quando tocco questo tema ci tengo a spiegarlo molto bene. Mă ridic în picioare pentru că atunci când vorbesc la această temă am un respect special. Io ovviamente non seguo le slide perché parlo forse più con passione di questo settore che altro. Io nu urmez slide-urile care sunt proiectate pentru că vorbesc despre pasiunea mea. Siamo riusciti a dimostrare al mondo che l'economia circolare è superata ed è passata. Am reușit să demonstrăm lumii că economia circulară este depășită și epuizată. Che cosa vuol dire economia circolare? Vuol dire che lo scarto diventa risorsa. Ce înseamnă economia circulară? Atunci când deșeul devine resursă. E io posso allargarmi nell'economia solamente in modo sistemico. Ho uno scarto, lo vendo ad un'altra azienda che in un altro modo lo fa diventare risorsa. Ceea ce îmi rămâne să fac ca deșeul să-l vândă alte întreprinderi care reușește să-l transforme în altă resursă. Ecco, noi con la chiocciola, con la lumaca, siamo riusciti a dimostrare al mondo che può esistere una nuova economia che si chiama elicoidale. Noi am reușit prin industria noastră să arătăm că industria, economia poate fi helicoidală, sub formă de melc. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la materia si autorigenera in tanti settori dell'economia. Asta înseamnă că materia se autogenerează în diferite sectoare. Abbiamo un po' preso spunto guardando la lumaca da un'altra prospettiva. Am pornit de la faptul că am privit melcul dintr-o altă perspectivă. Ci siamo accorti che nel guscio della lumaca c'è una spirale. Ne-am dat seama că în interiorul mielcului este o spirală. Che è un po' quello che rappresenta l'umanità, la vita, il grembo della mamma, no? E la sezione aurea. Fibonacci insegna un po' tutto quello che io sto dicendo. Tot ceea ce zic acum ne învață și Fibonacci. În interiorul mielcului se află ceva care seamănă mult cu regenerarea. Voglio farvi vedere in che modo siamo riusciti a prendere la chiocciola e l'abbiamo portata in 13 settori dell'economia. Vă arăt cum mielcul a fost adus în 13 sectoare diferite ale economiei. Portando un indotto importante, portando sviluppo. Aducând un impact și o dezvoltare importante. Partiamo dall'agricoltura. Pornim il nostro sistema di allevamento è un sistema estensivo di allevamento. Sistemul nostru de dezvoltare de agricultură este extensiv de creștere. Vuol dire che ovviamente dove nei paesi dove la manodopera agricola e la disponibilità di personale di manodopera agricola è alto, si ha un guadagno molto superiore che in altri paesi. Atunci când avem manoperă și și resurse agricole scumpe, reușim să obținem un produs scump. E si ha la possibilità però anche di portare sviluppo nel paese perché si crea un indotto importante, perché si danno nuovi posti di lavoro. Oferim noi locuri de muncă. Parliamo di allevamento e quindi dall'agricoltura ci spostiamo all'allevamento. Vorbim despre crescătorii. De la agricultură ne deplasăm spre ferme. Riusciamo a questo punto ad avere la chiocciola viva. La chiocciola viva che nel food trasformiamo e non sprechiamo nulla. Este vorba de mielcul viu pe care îl transformăm în mâncare, în alimente, fără a crea deșeu. In che modo non sprechiamo nulla? Cum nu creăm deșeuri? Utilizziamo i gusci per fare gli scrub per la cosmetica o per i prodotti per gli odontoiatri perché sono ricchi di calcio. Il guscio, shell. Casa, cochilia este folosită, este fărâmițată și este folosită, este vândută în farmaceutică, mai ales în sectorul stomatologic, care este, ea este foarte bogată în calciu. Utilizziamo le carni per fare prodotti food, per fare chioccioburger, per fare altri piatti preparati.
Carnea este folosită pentru a face diferite produse alimentare, escargot burger și altele. Utilizziamo le uova della chiocciola per fare quel famoso caviale di lumaca. Folosim ouăle de melc pentru a face faimosul caviar de melc. Utilizziamo gli intestini, che è la parte finale della carne, che vendiamo agli allevamenti di pesci o di uccelli perché sono proteici. Vindem intestinele melcului, parte finală a produsului, a animalului, care sunt vândute în ferme, la fermele de pește sau pui, pentru că sunt foarte bogate în proteine. Abbiamo inventato nel 2016 un nuovo sistema di estrazione che porta il nome di Müller One. În 2016 am inventat un nou sistem de extragere a secreției care se numește Müller One. Dei macchinari totalmente intelligenti nell'industria 4.0 con una connessione internet che permettono di estrarre la bava dalla chiocciola senza uccidere l'animale. Este vorba de o tehnologie foarte avansată care permite în mod inteligent de a extrage secreția melcului fără a ucide melcul. Oggi abbiamo tre tipologie di macchinari, il Müller One, il Fibonacci Müller e il Müller Smart. Avem trei tipuri de dispozitive de acest gen, Müller One, Fibonacci One e... Dei macchinari che ci permettono, e io qua sono onesto, non l'ho fatto tanto perché non volevo non uccidere la lumaca, ma per poter dare la doppia redditività a chi fa questo tipo di allevamento. Această tehnologie a fost inventată nu pentru că zice nu vreau să omor melcii, dar pentru a da un nou, o valoare adăugătoare pentru cel care se ocupă de creșterea melcilor. La posibilità di utilizzare poi questa bava nella cosmetica, nella farmaceutica. Această secreție de melc este folosită în industria cosmetică și în industria farmaceutică. La possibilità di creare dei massaggi fatti con i gusci vuoti della chiocciola e mettendo le chiocciole vive nei punti chakra del corpo. Melci se folosesc în procedurile cosmetice, de exemplu, melcii vii se pun în diferite părți ale corpului, la chakrele umane. La possibilità di utilizzare la bava nella ricerca e sviluppo. De a folosi această secreție pentru dezvoltare și cercetare. Abbiamo visto che la bava allunga lo shelf life dei prodotti food. Prendo un pomodoro, prendo una mela, la immergo nella bava e allunga il deterioramento del prodotto. Această secreție poate să prelungească viața, durata produsului agricol. De exemplu, o roșie, dacă o pun în secreție de melc, are o perioadă mai lungă de valabilitate. I nuovi progetti porteranno la blockchain e quindi la digitalizzazione degli impianti e licicoli naturali, e questo è il nuovo progetto. Blockchain va crea noi posibilități de dezvoltare tehnologică. Quindi utilizzeremo la sensoristica per fare in modo che la sostenibilità dei nostri allevamenti totalmente green sia sempre maggiore. Vom folosi tehnologia pentru ca componenta green să fie exploatată la maxim. A questo punto siamo stati in grado di portare la nostra chiocciola e di autorigenerarla in 13 settori dell'economia. Questo che cosa ha portato? Am adus melcul nostru în trei industrii diferite, 13 industrii diferite. La ce a adus aceasta? Mettimela dall'inizio. O siamo riusciti a portare un indotto importante, uno sviluppo e un piano di sviluppo nazionale in tutti i settori di dove noi portiamo questo tipo di allevamento. Am adus o dezvoltare în toate sectoarele unde această creștere a fost adusă. Perché siamo in paesi terzi? Perché in Italia non abbiamo la possibilità
di poter allargare il nostro sistema. De ce am venit în, în țările, în alte țări? Pentru că în Italia nu reușim să dezvoltăm sau să lărgim acest sector. La possibilità a questo punto qua di fare che cosa? Di creare un co-branding con una nazione estera. Avem posibilitatea de a face un co-branding cu cu un stat străin. Produzioni che seguono il disciplinare di Chiocciola Metodo Cherasco in un paese. Se va folosi metoda, sistemul metodic Cherasco pentru creștere, pentru ferme. Quindi la possibilità di andare in un paese, di portare l'allevamento, la produzione estensiva. Creșterea va avea loc în altă țară, producerea extensivă. La possibilità di fare in modo che nel paese tutte le produzioni vengano convogliate in un sito produttivo. Aici, cu posibilitatea ca toate, că întreaga producție din, din această țară să se adune într-un singur punct. Per essere poi esportate in Italia. Pentru ca apoi să fie exportate în Italia. Per finire la lavorazione. Să finiseze prelucrarea. La lavorazione che sia sia nel food che sia nella cosmetica. Prelucrarea pe, atât pentru industria alimentară cât și pentru industria cosmetică. Per poter conquistare paesi nuovi. Pentru a putea câștiga sau cuceri alte țări. Non vi nascondo che senza il Made in Italy. Nu vreau să ascund că fără brandul Made in Italy. Faremo la guerra, scusatemi il termine, la guerra dei poveri. Ne-am lupta cu morile de vânt sau îmi face războiul săracilor. Perché andremo a confrontarci in altri paesi senza avere la cultura, senza avere la storia, senza avere un brand forte che possa veramente allargare la possibilità di sviluppo di questo progetto. Deci dacă ne-am pornit în lume fără având în spate o tehnologie, o cultură de, să zicem, de foarte mult, mulți ani, ne-am confruntat cu niște dificultăți mult mai mari. La posibilitate, quindi, di avere la produzione in Moldavia, la finitura del prodotto in Italia e di poter in questo modo portare un Made in Italy e fare un co-branding con un altro stato dove ovviamente ci sono delle condizioni di sviluppo agricolo superiori a quelli italiani. Deci, în Moldova se va face producerea, prelucrarea finală va avea loc în Italia și în felul acesta avem un co-branding cu un stat străin. La parte importante però è quella in ogni paese di dove noi arriviamo di avere la possibilità di avere un'azienda che si fa da capofila. Important ca în orice stat unde sosim să fie o întreprindere care este principală, care să zicem un consorțium care che ci permette di controllare gli standard di qualità della produzione. Care permite să verifice toate standardele de calitate. Il ritiro è garantito. Ridicarea sau să zicem achiziționarea produsului final este garantat. Quindi chi investe in questo settore ha già un cliente. Adică cel care investește în acest sector are deja un client. Ma il problema non è la produzione, ma è come si arriva ad avere la produzione. Problema nu este producerea, dar cum se obține acest produs. Quindi riuscire a controllare i livelli qualitativi, ecco il grande aiuto della società di Ceccaroni. În toate acestea este important de verificat calitatea procesului productiv și în acest sens ne este de mare ajutor. Che ci permettono a questo punto qua di fare in modo che sempre più questo tipo di attività possa espandersi in questo paese. Ne ajută aceste întreprinderi care ne permite aceste industrie să se dezvolte în alte țări. Va bene, fa lo stesso. La possibilità in che senso? Nel 2023 è nostra intenzione spostare buona parte delle produzioni proprio qua in Moldavia. În ce sens se dezvolte? Iată, de exemplu, planul nostru ca în 2023 să deschidem aici o mare parte din
întreprinderile noastre tehnologice. Quindi riuscire in questo modo a portare un reddito sempre superiore nel paese di dove noi andiamo a crescere. Să creăm un profit pentru statul în care ne dezvoltăm. Vedete qua alcuni dati. Oggi il paese dove c'è stato il maggior sviluppo è stato proprio la Georgia, l'Irlanda, il Libano. Noi crediamo molto nella Moldavia per un clima totalmente positivo per la crescita della nostra chiocciola. Aici vedeți țările unde această industrie s-a dezvoltat foarte bine, Georgia, Irlanda, Liban. În Moldova credem foarte mult datorită climii care este foarte favorabilă pentru în acest sens. Qual è il più grande consumatore di lumache al mondo? Cine este cel mai mare consumator de melci în lume? Per quanto il nome sia escargot nel mondo, deoarece noi folosim cuvântul escargot în lume, il più grande consumatore è la Spagna. Cel mai mare producător este Spania. Il secondo è la Francia, ovviamente. Al doilea, Franța, desigur. Il terzo è il Sudafrica. Și al treilea stat este Africa de Sud. Chi avrebbe mai detto il Sudafrica? Se voi andate... Cine ar fi crezut vreodată că este vorba de Africa de Sud? A Johannesburg, in tutti i supermercati, in tutte le mall di Johannesburg, tutti i supermercati hanno 4, 5, 6 prodotti di chiocciole. Idem i ristoranti del Sudafrica. În toate magazinele mari din Johannesburg găsiți 4, 5 produse din melci. Ovviamente, toate restaurantele sunt bucate făcute din carne de melc. Ovviamente l'Italia è un grande consumatore. Evident că și Italia este un consumator mare de melci. Ma quello che noi vogliamo fare non è quello di portare un prodotto di bassa qualità, ma è quello di poter creare un prodotto che segue un disciplinare di produzione per raggiungere degli standard di altissima qualità. Scopul nostru e de a, având un caiet de sarcini foarte bine stabilit, să aducem un produs de înaltă calitate care îl putem vinde la un preț convenabil. In questo modo saremo in grado e siamo già oggi in grado di poter ritirare la merce ad un prezzo ben superiore a quella di altri paesi al mondo. Chiar și la momentul dat suntem capabili să achiziționăm produsul finit la un preț mult mai înalt decât în media în lume. Parliamo anche di nostra concorrenza. Haideți să vorbim despre concurenții noștri. Oggi abbiamo sistemi che arrivano di allevamento dall'Ucraina, esempio. De exemplu, avem sisteme de ferme din Ucraina. Sistemi di allevamento intensivo in capannoni al chiuso perché le bassissime temperature e il clima ci permettono di allevarle solo dentro dei capannoni. Crescătoriile sunt închise, este vorba de întreprinderi închise, deoarece temperatura nu permite de a crește la aer liber. Quindi alimentate quasi al 100% esclusivamente con mangimi. Și alimentate 100% cu nutrețuri. Se noi pensiamo che la struttura organolettica della chiocciola, della lumaca, è data dal 90% di acqua, se io vado a crescerla esclusivamente con un mangime, quando arriverò in cottura, questa carne si diventerà, si assottiglierà in modo sostanziale. Dacă ținem cont de faptul că un procent înalt din melc este făcut din apă, atunci când mielcul este crescut cu diferite nutrețuri, atunci când produsul final ajunge la bucătărie, el se transformă într-o bucățică destul de mică. Portando ovviamente un livello qualitativo della merce molto basso. Și având o calitate a produsului final foarte jos. Ecco perché il prezzo sul mercato dell'Ucraina è di 2 euro al chilo. Iată de ce prețul pe piața ucraineană este de 2 euro la kilogram. Oggi capirete, ma non voglio io dirlo e voglio che sia il dottor Ceccaroni direttamente quale investitore iniziale e capofila di questo progetto.
O să vorbească despre aceasta domnul Cecarone, care este conducătorul acestei întreprinderi. Il prezzo che noi garantiremo qua in Moldavia attraverso la sua società che si fa capofila per fare le esportazioni in Italia. Care este prețul pe care îl care este achiziționat produsul final aici în Moldova pentru a fi exportat în Italia. La Moldavia, essendo un paese strategicamente importante a livello geografico. Moldova fiind o țară importantă din punct de vedere strategic. E nostra intenzione con la Helix Farm riuscire a creare siti produttivi, macelli di per fare la carne di lumaca, per fare le estrazioni della bava. Deci scopul nostru împreună cu Helix Farm de a face ferme, crescătorii, nu știu dacă cuvântul abator este cuvântul potrivit pentru a produce carne, precum și situri productive de extragere a secreției. Siamo in una geocalizzazione della Moldavia importante per alcuni paesi come la Russia, come la Cina, dove qualora il prodotto arriva in modo importante a livello di qualità, il mercato ne può assolutamente recepire l'entrata. Suntem în apropierea a două pieți foarte importante, cum este cea a Rusiei și cea a Chinei, care având primind un produs de înaltă calitate, sunt gata să plătească această calitate. Ma quello che noi puntiamo è un livello alto di qualità e un co-branding che abbia in ogni prodotto che noi mettiamo sul mercato il Made in Italy. La ce ținem foarte mult este și atunci când lucrăm în cooperare cu alte state e de a pune eticheta Made in Italy. Ovviamente siamo disposti a dividere questo grande guadagno con i paesi che producono le chiocciole vive come la Moldavia. Și suntem dispuși să împărțim acest venit cu țările care sunt gata, cum este și Moldova, să producă acești melci. Dovete ben sapere che la città di Cherasco, sede del mio istituto e di tutte le mie organizzazioni, vreau să vă zic că orașul Cherasco, unde este sediul institutului meu, è a 18 km dalla città di Alba. Di Alba? Di Alba. Este la 18 km de orașul Alba. Sede della Ferrero. Sediu companiei Ferrero. Penso che tutti voi conosciate la Nutella nel mondo, no? Știți, non devo essere io a spiegarvelo. Știu că toți cunosc Nutella în lume. Il metodo Cherasco copia totalmente il sistema Ferrero, dove la Ferrero dà le coltivazioni di nocciole in paesi terzi. Facem același lucru cu melci ce face și Ferrero, adică creștem produsul final în țările terțe. E grazie a un brand importante come Nutella, come Ferrero Rocher, come quelli che voi oggi conoscete su tutti i mercati. Și datorită întreprinderilor mari, cum este, de exemplu, Ferrero Rocher sau Nutella, sono in grado di poter redistribuire il reddito di questo grande business che è la nocciola. Putem distribui acest venit care este venitul avut din aluni. La chiocciola ricorda un po' la nocciola, ma a mio avviso un prodotto ben superiore. Am făcut quello... această analogie deoarece sunt asemănătoare, dar în final melcul este un produs net superior alunului. I nostri prodotti di bellezza che oggi portano un brand importante che si chiama Sagapo. Produsul nostru final se folosește pentru un brand important, cum se cheamă? Sagapo. Sagapo. Sagapo, dovete sapere che in greco vuol dire ti amo. În greacă aceasta înseamnă te iubesc. Perché è greco? De ce greacă? Perché gli antichi greci, deoarece grecii sono stati antici i primi a utilizzare la melci sul corpo per la bellezza. Deoarece ei au fost cei care au folosit printre primii melcul pentru a înfrumusețarea corpului, pentru sănătatea
Ecco, quando un progetto ha un grande storytelling, ha un grande brand, ha una politica di organizzazione, quando un brand ha un storytelling, o storia, allora non può essere che un progetto vincente. Este vorba de un proiect care fără dor și poate o să învingă, o să aibă succes. Spero che con il mio intervento vi abbia un po' trasmesso la passione che porto come innovatore di questo settore. Sper că am reușit în intervenția mea să transmit acea pasiune. Quest'anno dicono che il New York Times mi metterà come tra i primi 5 uomini al mondo con più inventiva sostenibile. New York Times. New York Times. Il New York Times mi metterà come tra i 5 uomini con più inventiva sostenibile al mondo. Voi fi scris in lista celor 5 persoane cu o inovație in New York Times. Di questo progetto ne ha parlato la BBC, la CNN, TV France, TV Germany, Telegraph, The Guardian, New York Post. Acestea au fost doar unele din marele mass media care au vorbit despre acest proiect. Io di certo non posso dirvi che ho inventato l'elicicoltura. Nu pot să afirm că eu am fost cel care a inventat elicultura. Ma tranquillamente posso affermare che l'ho cambiata. Dar pot să afirm cu certitudine că am schimbat-o. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di non avervi annoiato. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, sper că nu v-am plictisit. Lascio la parola anche agli altri relatori. Dau cuvântul celorlalți interlocutori. In modo da non monopolizzare i congressi come normalmente succede quando mi invitano. Cum că de obicei când mă invită cineva eu monopolizez și nu dau nimeni să spună o vorbă. Io però prima di lasciare la parola vorrei fare un grande, ma un grande applauso al dottor Ceccaroni perché applaudez foarte mult pe domnul Ceccaroni. Perché per primo ha investito in questo paese e vi sta dando una grande possibilità di business. Pentru că este cel care a investit în acest sector și în această țară și oferă o posibilitate enormă de afaceri. Perché l'agricoltura non deve essere vista solamente come un settore inferiore, un settore dove vale solo la manodopera. Agricultura nu trebuie privită ca un sector unde contează doar manopera. Ma è la chiave dei grandi progetti di sviluppo che il mondo sta cercando. Dar este cheia pentru marele proiecte pe care lumea acum le caută. Io farei quindi questo applauso a Ivan Ceccaroni, grazie. Applauze domnului Ceccaroni. E come finisco sempre i miei interventi, non posso che dire oggi più di ieri che il futuro è chiocciola. Grazie a tutti. Viitorul este în melc sau de forma melcului. Orice idee inovatoare de-a lungul istoriei a demonstrat că nu a făcut prea multe dacă nu a primit din prima foarte mult negativism și neîncredere. Probabil mulți dintre voi, după ce ați primit atâta informație, vă puneți întrebarea cât este de real. Pentru că atunci când vine o persoană străină și îți povestește o idee de afacere cap-coadă, apar foarte multe semne de întrebare. De aceea am să-l rog pe domnul Vilen Cebotari, care este din Republica Moldova și și-a adus deja aportul în tot ceea ce s-a povestit până la moment, să ne dea câteva detalii din experiența dumnealui care să ne facă și mai credibili. Bună ziua tuturor! Mă bucur că ați venit. Povestesc în continuare în limba rusă, pentru mine mai comod. Хочу вам рассказать некоторые технические детали, но перед тем, как посвятить, у вас всех возникают, наверное, вопросы. Как это все сделать? Почему они не убегают? Как их сохранить? В двух словах хочу вам сказать, что у меня есть десятилетний на данный момент опыт развития улитководства в Молдове, но я до сих пор занимался другими видами улитки, скажем так. Есть несколько видов, чтобы вы понимали, в мире, которые
которые употребляют в массово. Это Helix Locorum, это Helix Pomatia. Здесь мы вам представляем Helix Asperza Müller. Sorry, Helix Asperza Maxima. При помощи технологии развития института Кераско этот метод, по моему мнению, по моему опыту, является более экстенсивным, как только что говорили, и позволяет всех людей до сих пор, которыми я имел встречи, которые хотели заниматься таким бизнесом, у них сразу возникал вопрос, куда они будут продавать свой продукт. Это предложение, которое сделала нам итальянская сторона, и вам, которое делается. В чем его плюс? Что у вас есть сразу куда продать выращенную вами продукцию. До сих пор я не имел такой возможности, мне самому приходилось и выращивать, и затем искать, куда ее сбыть. И, к сожалению, я имею не совсем положительный опыт, потому что иногда предложение покупки было ниже, чем себестоимость моей продукции, которую я выращивал. Этот метод при помощи института улитководства из Кераско обладает неоспоримыми преимуществами, потому что мы быстрее выращиваем улитку. Те улитки, с которыми я до сих пор делал, они растут, например, 2-3 года до промыслового размера. Эта улитка растет 4-5-6 месяцев. То есть наш климат позволяет ей вырасти и успеть продать ее до осени. Другие улитки, например, продаются в мае-июне. Затем уже их сложно продать, потому что они набирают кальций, они готовятся к зиме и становятся уже неинтересными на рынке, скажем так. И цена на них, мягко говоря, честно вам скажу, оставляет желать лучшего. Это в районе 1 евро за килограмм. Здесь же вы понимаете разницу. Но это все происходит при соблюдении всех условий, которые нам предлагает наша итальянская сторона. Что нужно нам в первую очередь для того, чтобы обеспечить улитке правильный уход? Ей нужна еда в достаточном количестве, ей нужна тень и ей нужна влажность. Если мы создаем все эти три критерия, то вот секрет нашего бизнеса. Остальное все дело техники. То есть чем больше она двигается, тем быстрее она, тем больше она кушает. Чем больше она кушает, тем быстрее она растет. Все очень, в принципе, просто. Как, наверное, в любом животноводстве. Я думаю, что здесь люди, в принципе, пришли связанные в какой-то мере с сельским хозяйством и понимающие, и что такое земля, и что на ней может расти. Есть условия, конечно. В первую очередь нам необходима ирригация, нам нужны источники воды. Мы не Ирландия, не Англия, там, где осадки выпадают каждый день. Поэтому в условиях, тем более вы знаете, что у нас все-таки возникают проблемы с орошением, и многие фермерские хозяйства, многие сады решают сейчас перейти к оросительной системе. Этого требует и улиточные хозяйства. Мы должны поливать ее, в принципе, ежедневно, для того, чтобы создавать микроклимат. Ну, наверное, весной и осенью мы можем позволить себе это делать не каждый день. Нам, на примере нашего сегодняшнего лета, нам повезло, например. Мы включали поливалки, например, не всегда. Но, тем не менее, есть требования кислотности. Она должна быть от 6 до 8, скажем, pH должен быть. Мы должны в плане экологии, когда мы делаем анализ земли, мы должны понимать, что там не должно быть много тяжелых металлов и много пестицидов. То есть если какие-то поля там, где были до сих пор агрессивно как-то использованы, их нужно или оставить под паром, их нужно немножко подождать. Или выбрать какие-то другие терены. Об этом я, в принципе, вам сказал. Но вот вам статистика такая краткая. Какие должны быть содержания. Чем больше у нас, в чем плюс нашей земли, не секрет, в древности когда-то здесь было дно океана, и в принципе наша почва богата кальцием. Это, даже если она не богата, то у нас есть шахты, у нас есть известняки. Кальций нужен улитке для того, чтобы она быстрее формировала свой панцирь. Чтобы вы понимали, как это происходит, она его просто сама клеит, она из еды. И из почвы она берет необходимые ингредиенты и сама склеивает свой панцирь.
Затем, когда Асперса максима становится половозрелой, она его слегка заворачивает. Вот так мы и понимаем, доросла она до нужного размера или нет. В среднем это около 4 плюс-минус сантиметров в диаметре. Готовить почвы, в принципе, можно как осенью, так и весной. Но осенью, наверное, нужно приготовить, потому что у нас обильно растет сорняк. Можно использовать, конечно, и пестициды, но те, желательно, которые разлагаются быстро, там, в течение 25-30 дней. Их можно использовать как осенью, так и плугование традиционное, фреза. Да, вот вы видите, в принципе, если есть позволяет техника, то, конечно, один гектар можно обработать и мотоблоком. Но то есть, если вы механизируете труд, вы понимаете, что меньше будете тратить на ручной. Мотоблоки, трактора, здесь не нужно глубоко ее. Если мы хотим уничтожить сорняк, да, конечно, можно на 40 сантиметров ее заплуговать, потом обработать гербицидом, который разложится, чтобы в будущем не нанести урон культуре, которую мы посадим. Культура вырастает достаточно быстро. Мы на своем опыте можем сказать, что те культуры – это листовая свекла, это листовая капуста, это цикорий. Они вырастают достаточно быстро и создают тень, сами культуры. Они уходят не в корень, а уходят в ботву. И при помощи их создается и тень, и еда. Для примера, вырастает она до нужного размера, 30-40 сантиметров, когда можно запустить маточное стадо, это происходит около одного месяца. Месяц-полтора вы уже будете иметь, в принципе, если наша погода позволяет нам обрабатывать землю и засеивать начало марта, апрель месяц, будем говорить, в мае вы имеете хорошую растительность для того, чтобы улитка развивалась у вас. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Это, в принципе, больше, чем достаточно для того, чтобы осенью сбор урожая происходит ориентировочно конец октября месяца. Конечно, зависит от года, но тем не менее, рассчитываем плюс-минус так. Немаловажным с рисками это защита от внешних факторов. То есть это животные, это какие-то механические воздействия, может быть, оползни. Поэтому, в принципе, весь участок огораживается. Мы огораживали пластиковым шифером. Другое название его ондулукс, например. Можно использовать и что-то другое. Допустим, если кто-то хочет сэкономить на 40 сантиметров, он вкапывается в землю. Можно использовать траншеекопатель, можно использовать плуг. Через каждые 2 метра мы ставим железные или деревянные столбы и крепим их туда. Высота, то есть используя материал, должен иметь около метр-метр 20. Захотим мы поставить забор после этого, рабицу или еще какую-то там, может быть, защита от людей, животных, пожалуйста, это ваше дело. Но самое главное, что мы должны вкопать для того, чтобы защитить от вредных грызунов, кротов, тех небольших, скажем так, животных, которые могут нанести. Это первая защита. Потом у нас еще стоят, конечно, вольеры. При помощи, я думаю, что, земля немаловажна тоже, вот мне напоминает PowerPoint, что земля перед тем, как мы сажаем культуры, мы ее можем также удобрить как естественными какими-то навозами, грубо говоря, высушенными, то есть как это происходит в сельском хозяйстве. Для подготовки земли к культурам, в принципе, такая же, как в обычном сельскохозяйственном секторе. Но есть и некоторые дополнительные, скажем так, бонусы. Например, когда мы приобретали семена, нам также прислали такое удобрение, которое позволяет укрепиться корневой системе. Но я был удивлен, например, что через месяц у нас была такая высокая культура, которая позволила нам создать и тень, и пищу для будущих наших питомцев.
Желательно, конечно, допускается некоторые, если вас интересует наверняка, что разные земли, у кого-то холмы, у кого-то ровные, у кого-то неровно. Небольшие ингредиенты, в принципе, градиенты, углы, наклоны допускаются, но они не должны быть совсем крутыми для того, чтобы не смывало все. Перед тем, как завести нам маточное стадо, мы, конечно, должны разбить сектора на вольеры. Это также делается, в принципе, разбивка примерно такая же, как в садах. Сейчас это нетрудно. Приглашаем специалистов с GPS-оборудованием. Они сделают съемку участка. Нам это за один день, 120 градин, например, они нам расчертили, скажем так. Это лучше, чем использовать какие-то старые угломеры и так далее. То есть при помощи GPS это все возникает очень... Мы создаем вольеры шириной 3,5 на 45 метров. В первый год мы используем только 18 из этих 45. Остальные 27 оставляем на следующий год, так как у нас в первый год мы получаем малька и маточное стадо. Оно кормится на территории 18 метров, затем открываем, и происходит естественная миграция в остальные 45 метров. То есть вольер в итоге получается 35 на 45 метров. Это для такого вольера нам необходимо около 1200-1300 особей. Это составляет, если в килограммах, чтобы вы понимали, это около 15 килограммов маточного стада на каждый вольер. Разумеется, у вас сразу математика возникает, сколько у вас земли, сколько вы можете вольеров, и так вы получите необходимое маточное стадо, которое вам нужно. Для того, чтобы эти вольеры создать, нам необходима сетка, которая также покупается в Италии. Она специальная сетка с очень прочной углеводородистой ткани. Она имеет пожизненную, скажем так, гарантию. И там есть два специальных кармашка, которые позволяют улитке заблудиться, упасть и не вылезти за пределы. Даже если она вылезла за пределы, ничего страшного, вы можете, там, работники могут, какие-то особи бывают очень шустрые, все-таки попадают или в эти тропинки, чтобы вы понимали, между вольерами у нас или метр, или два. То есть в одном метр, в следующий два. Метр, два. И вот так мы строим это хозяйство. Прибивается сетка. Можно при помощи железных кольев, можно при помощи деревянных. Они должны быть высотой в конечном итоге, после забивки в землю, около 1-10-1,20 м. Мы использовали осиновые колья, аналогичные примерно тем, которые используют в виноградниках винколы, но из более твердой древесины. И обязательно их обрабатывали, потому что они могут там пробыть. Мы, например, использовали ясень. Это был заказ с нашей стороны на лесопилке. И потому что обычная древесина не проживет долго, мы использовали антисет, который может... позволяет этой древесине находиться в земле около с гарантией на 25 лет. Конечно, скептически отнеслись к этому, но мы посмотрим. И они со временем становятся, мы видим уже сейчас, даже после полугодового использования, что они стали очень как бы твердыми, даже солнце их не портит. На них вешается сетка, и к этим кольям, через каждые 3 метра, к этим кольям мы прибиваем ирригационную систему. Есть разные способы, мы можем ее пустить по низу, провести потом каждому колу поливизилизатор наверх, можем провести поверху, в принципе. Это уже на ваше усмотрение и на усмотрение той ирригационной организации, которая будет вам планировать. Это вы можете сделать с нашей помощью, можете сделать сами. Да, вот показывается мне, для того, чтобы избежать затоплений, вольеры желательно делать в виде вот таких холмов. Высота в самой высокой части около 30 сантиметров. Желательно. Потому что, например, сегодняшние в этом году дожди как бы все-таки были достаточно большими. А улитка, несмотря на то, что она любит воду, но когда ее слишком много, она может погибнуть. То есть, в принципе, она может утонуть в воде. Поэтому желательно, для того, чтобы избежать это, вода сливается просто направо и налево, и остаются в тропинках, скажем так. И это риски просто снижает.
Да, потому что когда глубина, допустим, там несколько сантиметров, и улитка долго пребывает, они могут все-таки задыхаться, скажем так, в воде, набираться воды, не иметь возможности за что зацепиться, уползти, и это может привести к смертности, к излишней. А зачем нам смертность, если каждая улитка нам может дать порядка 150-200 яиц потенциально? Не все, конечно, из них дорастут до половозрелого возраста, не все разовьются, но тем не менее, чем больше мы сохраним, тем, чем трепетнее мы к ней отнесемся, тем больше мы получим урожая в итоге. Туда. Да, вот мне показывает схема, еще раз, и вам это видно, как стоят колья, как натягивается на них сетка. В колья прикручиваются крючки, на которые... В сетке есть специальная углеродистая нитка, за которую цепляется. В принципе, все достаточно просто, потому что это не простая строительная какая-то сетка. Можно использовать строительную сетку, но она не имеет такой срок службы. И это необходимое условие итальянской стороны, с которой мы работаем. Вот еще раз вам напоминается 45 на 3,5 общий. Вольер, это будет уже у вас в следующем году, потому что взрослые улитки у вас будет больше. Вы захотите получить больше урожай. Поэтому вначале, в первый год, мы используем 18 метров, затем открываем и используем еще 27, и в итоге получается 45. Для чего? Вы задаете вопросом, почему именно 3,5 на 45? 3,5 – это удобно, во-первых, работать с мотокосами, или с ручными, как хотите. Вы можете с одной стороны подстричь, с другой стороны подстричь. Это оптимальная дистанция. 45. Почему 45? Потому что в одном рулоне 100 метров. Плюс-минус мы получаем около этого. И на каждый вольер уходит 32 кола, чтобы вам было понятно. Кол может быть раз диаметром 3 на 3, может быть 4 на 4, где-то вот такие. Может быть и больше, но сами понимаете, цены на древесину сейчас растут, поэтому минимальный размер, который можно использовать, это 3 на 3 сантиметра. И он достаточно прочный, если это хорошая древесина, и вбивая его даже твердую землю кувалдой, он не ломается. Еще раз здесь напоминается о том, что мы можем использовать... удобрения, которые хорошо укрепляют и развивают корневую систему. Вот на этой фотографии наглядно показывается, как работают кармашки на сетке, для того, чтобы улитка немножко заблудилась и не перелезла через вольер. Бывают, конечно, но я не скажу вам, что прямо все останутся там, но смысл им гулять, когда у них достаточно есть корма в вольере. То есть, если у них есть корм, зачем? Да, они существа любопытные, конечно, и почему-то всегда лезут вверх. И чтобы вы понимали, то есть активность их происходит ночью, с вечера по утро. Это сухопутные моллюски, которые активны ночью. Солнце для них губительно, они прячутся вниз. И поэтому даже поливы, которые организовываются, они организовываются всегда ближе к закату. Потому что если полить ее днем, улитка вылезет, и солнце ее может погубить. Она может высохнуть. Особенно восприимчивы к солнцу маленькие особи. Особенно. Впускаем мы в вольеры улитку в количестве около 20-22 штук на квадратный метр. В уже готовую растительность, которая около 30-40 сантиметров. Мы получили маточное стадо из Италии в сетчатых мешках. Доехала она до нас при температуре плюс 3-6 градусов в рефрижераторе. Благополучно доехала в анабиозе. Сетки разрываются, улитка запускается. Перед тем, как запускается, улитка замачивается либо водой, либо окунается куда-то, чтобы она быстрее проснулась. И также это все происходит, опять же, в вечернее время. И пошла кушать, гулять, заниматься своими делами. Кроме культур, которые у нас
посажены в вольерах. Есть еще добавочные культуры, которые желательно иметь на других открытых площадях. Это подсолнух, соя, например, кабачковые, арбузы. В принципе, улитка достаточно много ест, сколько ей не дашь, они в этом напоминают кроликов. Сколько не дашь, они все будут есть и есть. Поэтому чем больше мы ее накормим, тем быстрее она растет. Но кроме зеленой пищи, о которой говорил нам господин Симон, мы также будем использовать и комбикорма, который содержит витамины и аминокислоты, протеины для ее ускоренного роста. Особенно это нужно молодой поросли, потому что они не всегда своим зубом могут одолеть взрослый лист, и они даже предпочитают больше покошенную траву, скажем так. Поэтому когда культура в вольере вырастает больше 40 сантиметров, их желательно состригать. Та культура, которая сострижена, я знаю, особенно нравится молодым особям, и они быстрее наращивают свои панцири, в том числе при помощи тех ингредиентов, которые есть в комбикормах. А аминокислоты помогают протеинам быстрее добраться до ее мышцы. Подсолнух используется тогда, когда он еще зеленый, скажем так. Те, кто из вас будут у нас на ферме с экскурсией, могут посмотреть. В принципе, он у нас сейчас как раз созрел, и мы уже будем прикармливать подсолнухом, например. Хеликс Интегра – это именно тот комбикорм, это его бренд, про который я только что рассказывал. Мы также получаем его с итальянской стороны. Он сбалансирован и оказывает… То есть у людей достаточно большой опыт. Там около 10-12 ингредиентов, которые позволяют ей быстрее набрать, скажем, мышечную массу, потому что нам нужно успеть до осени ее накормить, чтобы она выросла до нужного нам размера. Вот видите, раковина, обратите внимание, заворачивается, вот эта улитка уже достаточно, она сформировалась, потому что если раковина не завернулась, то ее тяжелее транспортировать, она будет биться об друг дружку. И это необходимый, скажем так, необходимый факт ее взросления, скажем так. Также мы должны использовать и можем использовать такие деревянные настилы. Они могут разной ширины, учитывая, конечно, цены на дерево в этом году. Можем использовать сельхозящики, которые делают из тополей. Для того, чтобы положить их рядышком с сеткой, на них можно насыпать комбикорма, и при помощи них ее удобно собирать. У вас, наверное, тоже возникает вопрос, как ее собрать оттуда. Потому что мы зайдем, мы подтопчем молодняк, поэтому мы используем у края сетки, мы расположим вот эти древесины. Они ночью гуляют, днем начинают прятаться. Если мы поднимаем вот эту древесину, то в принципе они там. Кто-то из них, конечно, и в листве, но кто-то там. Поэтому мы поднимаем и берем ту улитку, которая нам нравится. Там будут и маленькие, и большие. Большую собираем в октябре месяце, маленькую оставляем. Ну и большое вам спасибо за то, что вы потратили свое время, выслушали нас. Дело за вами, но в принципе это готовый, на мой взгляд, готовый инвестиционный проект от начала и до конца, позволяющий вам гарантировать при соблюдении параметров и технологий, которые вам предлагаются, гарантировать сбыт, что немаловажно. Спасибо вам большое за участие. Am observat că atunci când a vorbit cineva de la noi din țară, mi se pare mie că procentul de credibilitate în sală a crescut, nu-i așa? Probabil toți se întreabă unde se întâmplă toate aceste lucruri, pentru că venind spre Chișinău, unii din voi n-au întâlnit în calea lor ferma de melci. Toate aceste lucruri se întâmplă la Nisporeni și am să-l rog aici să se alăture nouă domnului primar de Nisporeni, care
o să se împărtășească cu emoțiile atunci când a fost pus în față cu această idee de afacere și o să vă povestească cum a avut loc toate aceste fapte. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Desigur că vă întrebați ce ar căuta aici un primar, cu toate că agricultura este mult prea departe de administrația publică locală. Însă nu este adevărat. Întâi de toate vreau să mulțumesc prietenului nostru Ivan că ne-a invitat și că a ales orașul Nisporeni ca proiect pilot. Este important pentru noi ca să dezvoltăm asemenea proiecte inovative la noi în țară și este și o onoare pentru noi că ați ales regiunea Centru, regiunea Nisporeni pentru a promova un asemenea proiect. Noi cei mai tineri, dar în spatele nostru suntem într-o poveste a Uniunii Sovietice în care Republica Moldova era grădina de aur a Uniunii Sovietice. Astăzi această poveste nu mai este valabilă. Dacă vorbim astăzi despre agricultură, nu mai putem face concurență cu țările foarte dezvoltate din întreaga Europa. Noi deja nu mai ajungem din urmă și am rămas departe de car. Ceea ce ne pune pe noi pe piața industriei agroalimentare nu este altceva decât o agricultură inovativă. Noi avem o experiență bună cu plantele medicinale, care ar trebui să le dezvoltăm. Și noi trebuie să avem o experiență bună față de proiectele inovative. Eu recunosc că eu am fost sceptic atunci când am vorbit prima dată despre acest proiect. Și voi crești melci în Moldova, unde e departe de asemenea proiecte sau de asemenea experiență. Însă atunci când am vorbit mai mult despre acest proiect, am înțeles că este un proiect inovativ și ca orice proiect inovativ, de multe ori nu este înțeles sau nu este acceptat la început. Însă cei care vor accepta această provocare vor fi cei care vor merge primul pe acest drum și vor bate această cărare. Mă bucur că Nisporeni deja s-a bătut această cărare și s-a creat prima fermă, exemplu, din Republica Moldova, cu mult entuziasm, cu multă muncă. Chiar dacă suportul apeleului a fost unul prea mic pentru acest proiect, nouă nu ne rămâne decât să promovăm acest proiect, să-l susținem și, de ce nu, să creiem asemenea mici întreprinderi, mici afaceri aici la noi acasă. O asemenea afacere pe un teren foarte mic poate crea o condiție de viață foarte bună pentru o familie în Republica Moldova. Și eu sunt sigur că asemenea proiecte, prin puterea exemplului și cum ați făcut în Nisporeni, pot să vină fiecare să le viziteze, pot să dezvolte istorii de succes. Și da, noi nu putem să mai fim motorul care să tragă o agricultură performantă. Pentru că, așa cum am mai zis, am rămas de acest tren. Însă noi putem să venim cu proiecte inovative, cu proiecte interesante și unul dintre acestea este acest proiect legat de melci. Eu, folosindu-mă de această ocazie, vreau să mulțumesc întregii echipe, lui Ivan personal, pentru acest curaj, pentru că a ales zona noastră, a ales Nisporeniu și, cel mai important, a reușit să aducă un proiect inovativ în agricultură, în Republica Moldova. Cu siguranță vom auzi încă multe istorii de succes legate de acest proiect și eu, în continuare, vă asigur de susținerea noastră și de faptul că vedeți în noi un partener. Chiar și dacă, în cazul nostru, vă descurcați 99% și fără apele, și fără politică, și fără administrație. Vă dorim succes, vă mulțumim pentru acest proiect, vă dorim succes tuturor celor care vor să încerce un asemenea proiect la ei și, de ce nu, să fie un proiect inovativ la noi acasă. Vă dorim succes și mulțumesc! Mersi mult! Mersi, mersi! Nu știu dacă aveți cale spre Nisporeni, dar domnul Ivan a vrut să se asigure că veți avea în vizorul dumneavoastră tot ce poate să vă informeze atât din punct de vedere vizual cât și statistic. De aceea o să ne vorbească acum un pic despre ceea ce a creat la Nisporeni și avem și un video care o să vă ajute să vă creați o impresie deja despre ce se întâmplă la moment.
Adesso vediamo se riusciamo a vedere il film. Vediamo dacă reușim să vedem filmul. Eccolo. Intanto comunque volevo ringraziare ancora il sindaco perché è stato comunque un valido collaboratore per trovare il terreno giusto. Vă mulțumim domnului primar pentru că ne-a ajutat foarte mult în a identifica terenul corespunzător. E poi abbiamo pensato anche che può essere un'opportunità fare il primo festival delle chiocciole, delle lumache proprio a Nisporeni e quindi probabilmente nella prossima estate ci sarà questo grande evento aperto a tutti per provare le lumache e per avere un giorno di festa in Nisporeni. Mă gândesc că la Nisporeni vom organiza primul eveniment Festivalul Melcului, unde va fi o posibilitate de a prezenta, de a degusta și de a vedea cum în realitate se întâmplă toate. Non parte il video. Niente, va bene, il video lo vedremo dopo, nel frattempo iniziamo un po' a vedere, abbiamo parlato di economia elicoidale. Am vorbit despre economie elicoidală datorită domnului Simone. Abbiamo visto insieme a Vilen, che è il mio amministratore di Helix Farm, come si costruisce un impianto. Am văzut cu domnul Vilen cum se construiește o fermă de melci. Adesso cercheremo di vedere anche insieme come si guadagna da un progetto di lumache, acum che forse è l'unica cosa che a voi interessa principalmente. Acum să vedem cum se poate câștiga. Mă gândesc că asta e lucru cel mai important pentru care ați venit aici. Allora, dov'è il comandino? Vabbè, la cosa principale, diciamo, con cui noi dobbiamo partire è che noi in Moldavia abbiamo deciso di produrre quindi le lumache. Non ci interessiamo a tutto quello che viene dopo, cioè dell'economia, ma è importante sapere che noi produciamo perché c'è un mercato, perché dietro di noi abbiamo un mercato che sta crescendo in tutto il mondo, che c'è sempre più necessità di carne di lumaca, c'è sempre più necessità di prodotti cosmetici di qualità e naturali e quindi noi cosa dobbiamo fare in Moldavia? Noi pensiamo a fare bene la produzione. Ceea ce ne interesează cel mai mult este producerea, pentru că în spatele nostru este o piață care solicită tot mai multe produse din melc, atât de înaltă calitate, atât pentru industria alimentară, cât și pentru cosmetologie. Quindi noi penseremo a produrre e produrremo utilizzando, diciamo, dei principi molto di moda in questo momento. Vom folosi principi în producere vom folosi principii foarte la modă. Come quelli di waste zero, cioè di non inquinare l'ambiente, quindi la nostra produzione è a emissioni zero. Producerea noastră este cu emisii zero, adică fără poluare. Quindi è un'economia comunque green. Este o economie green, Simone. Verde. E poi perché abbiamo scelto appunto la Moldavia? Abbiamo scelto la Moldavia per quattro motivi principalmente. Din care motiv am ales Moldova? Din patru motive principale. Allora, il motivo dell'agricoltura è perché la tradizione moldava è forte nel tema dell'agricoltura. Pentru că Moldova este agricultura, în Moldova este bine dezvoltată sau să zicem așa, este o temă bine importante. La capacità di produzione moldava è importante in agricoltura. Capacitatea de producere în agricultură Moldova este dezvoltată. Per questo che infatti i prodotti principali dell'export sono il vino e le mele. Merele și vinul fiind produse agricole foarte importante care se exportă. Quindi diciamo, parlando del terreno, il terreno moldavo
Abbiamo fatto tante analisi per tutta la Moldavia ed è un terreno ottimo. Aveți un pământ optim. Am făcut mai multe analize în diferite localități și am ajuns la concluzia că aveți un pământ foarte bun. Poi si parla tanto di cambiamenti climatici. La Moldavia ha sempre avuto un clima molto rigido e freddo d'inverno. Vorbim foarte mult despre schimbările climaterice care au loc. Moldova tot timpul a avut o iarnă friguroasă. Ma ultimamente la tendenza è quello di avere inverni molto più caldi e piovosi. In ultimo tempo iernele aici sunt mai nu sunt atât de friguroase și cu mai puțin zăpadă. Zăpadă, apa. E comunque questo è un clima favorevole alla crescita delle lumache. Si crea un clima favorevole pentru creșterea melcului. E poi parliamo della posizione. Abbiamo scelto anche la Moldavia perché geograficamente, diciamo, abbiamo di fianco Germania, Italia, abbiamo vicino a distanza di un giorno di camion, abbiamo tanti mercati vicini. Am ales Moldova din punct de vedere geografic, se are o poziție optimă. Într-o zi de camion se ajunge la diferite piețe importante, cum ar fi cea a Italiei, Germaniei. Quindi cosa abbiamo pensato per il 2023? Care este planul nostru pentru 2023? Tutti i paesi dell'Europa che produrranno secondo il metodo Cherasco, produrranno lumache secondo il metodo Cherasco. Toate țările europene care vor produce melci conform metodei Cherasco manderanno il loro prodotto in Moldavia, dove si creerà una azienda di lavorazione della carne e di estrazione delle lumache dalla bava. Toate aceste țări vor exporta produsul final în Moldova, unde va avea loc prelucrarea cărnii și extragerea secretului. Quindi dopo tutto questo semilavorato, che è un prodotto semilavorato non finito, andrà in Italia per essere completato e quindi avere il marchio Made in Italy, sia per la cosmetica che per i prodotti alimentari. Produsele semiprelucrate vor fi transmise mai apoi în Italia, unde va avea loc prelucrare finală, având brandul Made in Italy, atât pentru industria alimentară, cât și pentru cosmetică. Come diceva prima Simone, ci sarà un istituto moldavo di elicicultura, una società no profit. Se va fonda în Moldova un institut de helicicultură, o asociație publică. E questa società farà dei servizi di base, di consulenza gratuita. Acest institut va oferi consultanță gratuită. Progettazione. Proiectare. E assistenza per chi ha già fatto un impianto. Și asistență pentru cei care au făcut deja o fermă. Ok, adesso andando più vicini al tema dell'economia del mondo delle lumache, cosa vogliamo puntare? Sul fatto che tutta la produzione che verrà fatta in Moldavia da voi, spero, nuovi investitori. Toată producerea care se va face aici în Moldova, de către voi, sper, noi investitori. Sarà tutta acquistata ad un prezzo fisso. Va fi toată achiziționată la un preț fix. Di 4 euro al kilo. De 4 euro la kilogram. Ok, quindi come vedete ci sarà un contratto tra la mia società e chiunque entrerà in questo business che mi obbliga a me a comprare tutta la produzione o parte della produzione, cioè voi siete liberi di scegliere se darvi la produzione oppure andare sul mercato. Deci, ma se me la date a me il prezzo di 4 euro è fisso. Deci, avendo un contratto con me, voi veți avea un'acquisizione completa a produselor care le faceți sau sunteți liberi de a alege să vindeți produsul finit pe alte pieți, ceea ce vă promit un preț fix de achiziție de 4 euro. Bene, però il vostro business non sarà solo limitato, la possibilità di guadagnare non sarà solo limitata alla produzione delle lumache. Businessul dumneavoastră nu se va limita doar la producerea melcilor.
ma avrete la possibilità di avere delle linee di prodotto alimentari e cosmetiche. Veți avea linii, veți avea posibilitatea să dezvoltați linii de produse alimentare și produse cosmetice. Con il vostro nome. Cu numele vostru proprio. Della vostra azienda. Cu numele întreprinderii. Questi prodotti saranno prodotti dalla carne delle lumache, dalla bava delle lumache, prodotta qua in Moldavia, ma il prodotto finito verrà fatto in Italia. Produsul vostru va fi produsul din carne de melci sau secretul de de melci, dar produsul final va fi făcut în Italia. Quindi, per esempio, nel settore della cosmetica c'è una linea molto ampia di prodotti di estrema qualità. Sono paragonabili ai migliori prodotti che trovate sul mercato, come concentrazione di principi attivi. Această linie de cosmetică este una dintre cele, este la nivelul celor mai înalte calitate, produse cosmetice cu un înalt, cu o concentrație înaltă de produse active. E quindi voi potrete mettere in quelle bellissime confezioni il nome della vostra azienda e venderlo con un margine che è superiore al 230%. Puteți să faceți un produs de așa gen, să-l vindeți cu marca dumneavoastră și să aveți un marjă de venit mai mult de 230%. E questa è anche la linea invece, la linea alimentare. Aici este linia alimentară. Quindi trovate prodotti di tutti i generi. Noi in Italia, come sapete, abbiamo la passione per il cibo. Știți că în Italia avem pasiune pentru mâncare și aici vedeți diferite produse alimentare. Quindi sicuramente la qualità è la migliore che potete trovare nel mondo. Calitatea acestor produse este cea mai bună din lume. Okay. Adesso poi vedrete in linea generale alcuni costi di questo investimento. Veți vedea în linie generale unele costuri pentru o astfel de investiție. Sono costi basati sulla mia attività, perché sì, io ho già fatto qua l'attività, ho visto cosa costa fare ciascuna attività. Sunt costuri din care le-am luat din experiența mea, sunt bazate pe ceea ce am construit. E quindi adesso la possibilità di vedere nel dettaglio, singolarmente, cosa vuol dire fare un impianto di elicicoltura. Și acum veți vedea detaliat ce înseamnă să faci o fermă de melci. Abbiamo fatto, per dire, abbiamo ipotizzato l'attività su un ettaro di terreno, per essere comodi nel valutare questi costi. Am luat, drept exemplu, un hectar de teren. La preparazione del terreno, quindi l'aratura, la fresatura, abbiamo previsto 3.000 euro, ma voi sicuramente spenderete molto meno in questa attività perché siete del settore. Voi care sunteți din sector veți cheltui mai mult. Noi am presupus că pentru toate lucrările de pregătire a terenului vor costa undeva la 3.000 de euro. Poi ci sono delle attività che sono a vostra completa discrezione, quindi l'approvvigionamento, l'acquisto delle materie e l'attività da fare è fatta da voi come meglio credete. După care urmează niște proceduri pe care le puteți face de sine stătător, cum le credeți mai bine, având experiența sa voastră proprie. E poi ci sono delle altre attività e degli altri prodotti che siete obbligati a seguire il sistema Chiarasco. După care vor fi niște produse care sunt obligatorii pentru a fi folosite conform metodei Chiarasco. Qui per esempio abbiamo 2.000 euro per fare il perimetro del terreno. De a împrejmui terenul, 2.000 de euro. Abbiamo previsto quel materiale di plastica Ondulux, i pali di legno, sono 460 metri. Pari de lemn, Ardezia, Ondulux, rețeau. E quindi abbiamo fatto un costo molto analitico di tutto quello che serve, molto dettagliato, che poi se volete vi trasmettiamo a voi per email. Este un preț detaliat pe care l-am elaborat în baza experienței noastre, dacă o să aveți nevoie o să vă-l expediem. Vedete, quello che è evidenziato, la rete interna Elitex, questa rete è la
la rete dei recinti e questa è obbligatorio prenderla tramite il sistema Cherasco. Plasa care va fi pusă în interiorul gardului, aici este obligatorio de folosit anume acest tip de plasă. Quindi come vedete ci sono i costi per ciascuna singola attività calcolate al metro. După care urmează fiecare activitate în parte calculate pentru un metru. Quindi abbiamo previsto anche del costo del personale per la parte di installazione. Am inclus și prețul pentru personal pentru lucrările de instalare. Abbiamo previsto anche dei costi per la manodopera che servirà per raccogliere le lumache, perché alla fine bisognerà anche manualmente raccogliere le lumache e metterle da parte, diciamo. Lucrările de colectare a melcelor, pentru că aceasta se face manual. E poi c'è la parte relativa ai costi di irrigazione. După care urmează costurile pentru irigație. Noi abbiamo usato un fornitore della Moldavia, però per esempio non fidandomi, diciamo non conoscendo il mercato, ho preso la parte di impianto, la parte principale della struttura di irrigazione, l'ho comprata e l'ho fatta importare dall'Italia. Partea principală de irigare am utilizat aici pentru construirea sistemului de irigare de un producător din Moldova. Însă partea principală tehnologică am achiziționat-o din Italia. Però diciamo ognuno è libero di scegliere la soluzione migliore. Dar fiecare dintre voi este liber să aleagă acea soluție care o consideră mai bună. Quindi diciamo che l'investimento iniziale per un ettaro è di 39.000 euro. Questi sono costi molto, molto sicuri, diciamo. Uno può anche riuscire a fare meglio. Investiția care trebuie de făcut într-un hectar, care se va asigure 100% calitatea, este de 39.000. Evident că puteți undeva și economisi. Niente, quindi su questi costi ovviamente c'è qualche possibilità di ottenere dei benefici nell'irrigazione, per esempio che c'è diciamo la possibilità se nel settore agricolo di ottenere tramite i progetti uno sconto un finanziamento del 50%. Evident că în Moldova este posibilitatea de a obține anumite finanțări undeva la 50% pentru sistemul de irigare. Quindi qui abbiamo previsto, diciamo, un mini budget, diciamo un piccolo bilancio della società. Aici sunt costurile con anche i costi di acquisto dei semi e abbiamo messo nella prima pagina anche i riproduttori, cioè quello che viene acquistato obbligatoriamente dalla società italiana di sistema Cherasco sono le lumache riproduttrici. Ceea ce este obligatoriu, aici veți vedea unele plante care sunt obligatorii de avut în fermă, după care achiziționarea melcelor conform sistemului Cherasco. Perché queste lumache riproduttrici sono state analizzate, certificate in modo tale che quando si mettono nel terreno, dopo pochi giorni, già fanno le uova. Au fost analizate și studiate acest tip de melci care după câteva zile după ce au fost lăsate în pământ, ele încep să producă ouă. Quindi anche nel mio terreno, se venite, io ho un'invasione di piccole lumachine che cresceranno nell'arco di 8-10 mesi, diventeranno le lumache grosse che poi mangeremo. Chiar și pe terenul cel care îl gestionăm noi, veți vedea o mulțime de melci mici, care timp de 8-10 luni vor crește și vor produce mai departe. Quindi qui abbiamo anche tutto quello che riguarda la selezione dei semi che servono sia per la parte diciamo della casa delle lumache. Aici vedeți o serie de semințe destinate semănării pe acel teren care vor constitui casa melcului.
e sia per la parte diciamo ingrassamento, di crescita delle lumache. Și o parte care vor fi folosite de mel pentru a se îngrașa. Perché appunto il sistema Cherasco prevede proprio una migrazione naturale delle lumache che in un primo periodo fanno la riproduzione in una parte delimitata del terreno. Pentru că conform sistemului Cherasco are loc o migrație. La început melcii încep perioada de reproducere într-un anumit lot de teren. Dopodiché basta semplicemente aprendo l'altra parte del terreno, le lumache migreranno naturalmente e andranno nella parte dove invece crescono e noi lì aggiungeremo del mangiare addizionale, integrativo, che sono diciamo questi semi che vedete qua, altre culture. Dopo care se vor deschide porțile și melcii în mod natural vor face o migrație în terenul celălalt unde sunt plante necesare pentru creșterea și dezvoltarea lor ulterioară. Quindi diciamo i numeri che vi interessano a voi principali sono proprio questi. Il costo cifre, totale. Principalele cifre care vă interesează pe voi sunt costurile totale. Che il primo anno è diciamo 17.000 considerando tutto l'investimento di prima, 39, la parte di ammortamento, questa è una questione più contabile. Primul an, numai pentru creștere, o să mai aveți în afară de cele 39.000, 17.000 pentru crescătorie. E ogni anno, dall'anno successivo, avreste dei costi di gestione massimo, esageratamente, după care, di 9.500 euro per un ettaro. În anii următori veți avea costuri de gestiune care vor ajunge maximum, zice, până la 9.000 de euro. Quindi la cosa interessante per voi è che la parte delle vendite per voi è già fatta. Non avete nessun problema a dovervi cercare un cliente, a dover cercare di capire come funziona l'export del prodotto, il trasporto, tutto questo problema voi non ce l'avete perché appunto avrete un unico grande cliente che vi darà la possibilità di comprare tutta la vostra produzione a 4 euro al chilo. Pasul următor, adică nu aveți nevoie să căutați clienți, să înțelegeți cum se face exportul acestor produse, pentru că aveți un unic interlocutor care vă achiziționează produsul finit la 4 euro. Quindi diciamo che la produzione standard, se uno segue il metodo Cherasco, garantisce da 8 a 10 tonnellate per un ettaro. Dacă se va urma cu strictețe metodul Cherasco, la hectar vor fi de la 8 la 9 tone de carne de melc. E quindi la cifra è molto semplice da fare, un semplice moltiplicazione e il ricavo minimo sono 36.000 euro minimo all'anno. Chiaramente, calculele sunt foarte simple, până la urmă veți obține un venit de 36.000 pe an. Chiaramente il clima, come in tutta l'agricoltura, può condizionare la produzione. Evident că sunt momentele climate rece de care pot depinde producerea. Però noi abbiamo tutti i sistemi per proteggerci dai rischi climatici. Dar avem toate metodele și sistemele care ne protejează de riscurile climaterice. Quindi abbiamo il primo anno, diciamo, abbiamo pensato a quelli che sono i riproduttori che verranno inseriti nel terreno. Primul an trebuie să ne gândim la reproducătorii care vor fi puși pe teren. Che a ottobre avranno finito di fare le uova e a fare i loro piccoli. Și care în octombrie vor finisa de a depune ouă și a face melci mici. E quindi possono essere raccolti e venduti. Pot fi strânși și vânduți. Quindi anche lì voi avrete già un primo anno un ricavo di 8.000 da quello che rimane delle vostre lumache che avete comprato per la riproduzione. Deci, din ceea ce ați cumpărat pentru melci de reproducere, la sfârșitul sezonului aveți 8.000 de euro din vânzarea lor. Quindi io credo che è difficile trovare nel settore agricolo e dell'allevamento un business che possa garantire
26.000 euro all'anno di profitto. Cred că este greu de găsit un sector în agricultură care poate să aducă un venit de 27.000 de euro pe an. Per un ettaro, per la un hectar. Quindi praticamente questi sono i numeri principali. Acestea sunt cifrele principale. I costi sono per un ettaro 50.000, i ricavi sono 36 quelli garantiti dalla prima stagione. Fondurile necesare sunt de 50.000 în primul an, după care venitul anuale de la 36.000. Sì, ma poi si può arrivare a 40.000 quando la produzione a regime è fatta con tutti i criteri, con una buona alimentazione, con una cura dell'habitat delle lumache, la produzione arriva fino a 10 tonnellate per un Atunci când sunt respectate toate cerințele și se fac toate procedurile necesare, se poate de ajuns și la 10 tone pe e quindi stiamo parlando di 40.000 de euro. Și la un venit de 40.000 de euro. Quindi la percentuale di profittabilità è il 22%. Profitabilitatea este de 22%. Adesso stiamo anche cercando un po' con le istituzioni, i sistemi, le associazioni locali moldave di avere inserite le lumache nelle categorie delle sovvenzioni e dei progetti di finanziamento. Acum încercăm cu autoritățile moldovenești să vorbim despre posibilitatea subvenționării alocărilor de fonduri pentru dezvoltarea acestei industrii. In modo da aiutare voi potenziali investitori a partire con un investimento più basso. Pentru ca să ajutăm investitorii să înceapă cu o investiție mai mică. E quindi abbiamo fatto anche una richiesta ufficiale al Ministero dell'Agricoltura per inserire le lumache nei progetti di allevamento. Am făcut acum o solicitare la Ministerul Agriculturii pentru ca să introducă mielcii în sectoarele subvenționate. Se questo succederà sarà un fattore positivo in più, ma comunque i numeri penso che siano già molto interessanti. Va fi un avantaj în plus, dar sper că cifrele pe care le-ați văzut deja sunt vorbesc de la sine. Ok, adesso vediamo il video breve della mia del mio impianto Anisporeni. Vreau să derulez acum videoul. Forse, speriamo. Sper că o să reușim de la ferma de la Anisporeni. Volume? I can sing, but I'm not good. Potrei cantare io, ma non... Aș putea cânta și eu, da, mă rog. La musica nu e robota. Qua potete vedere comunque i recinti. Sono divisi. Poi ci saranno anche i recinti dell'ingrasso, dall'altra parte, della crescita delle lumache. Sunt loturile împrejmuite. După care o să fie și loturile cele unde se îngrașă melcii. Girasolii sunt quelli che mangiano le chiocciole. Floarea soarelui tot sunt o parte din alimentația melcilor. Queste sono già le chiocciole con i piccolini appena nati. Iată acestea cu melci noi născuți. Qui abbiamo un po' di fasi di lavoro. Vă prezentăm unele faze de prelucrare, de lucrări care au loc. Abbiamo 120 recinti di produzione. 120 de gradine. De grădini de producere. E niente, io vi invito tutti, se volete, a venire a Anisporeni, organizziamo una presentazione del progetto così come è stato fatto la Anisporeni. Vă invit pe toți să vedeți proiectul nostru așa cum este făcut la Anisporeni. Allora, vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione, spero che sia stato interessante. Vă mulțumesc pentru participare și sper că a fost interesant. E, niente, adesso vi aspettiamo magari per degustare un po' di lumache e dell'ottimo vino nella sala qua a fianco e se avete necessità di fare delle domande
io, tutto il team, siamo disposti a rispondere a tutte quelle che sono le vostre ulteriori informazioni. In sala de alături organizzate un mic coffee break unde veți putea degusta melci și vin foarte bun. Dacă aveți întrebări, noi suntem la dispoziția dumneavoastră, întreaga echipa noastră este la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări. Ok, grazie mille. Mersi mult. Eu cred că ne-am încadrat perfect în timp, nu întârzieți nicăieri, nu-i așa? Vă rugăm să vă simțiți liber și neapărat să puneți și întrebări, pentru că sunt absolut sigură că le aveți. Și eu cred că este o ocazie unică atunci când putem să aflăm de la surse, de la exemplele reale, cum se întâmplă acest lucru. De aceea, fără emoții, absolut natural, ca la noi acasă, dacă aveți ceva care vă frământă sau doriți mai multe detalii, este momentul oportun, pentru că avem aici pe domnul Sampo, care are deja o experiență internațională, și domnul Ivan Ciacarone, care are o experiență la noi în țară. Așa că vă rog, ridicați mâna sau vă ridicați în picioare, oricum vă simțiți bine și cât mai multe întrebări. Mă interesează cum iernează melcii care rămân. El inverno, cosa succede con le lumache? Come? Cosa succede con le lumache d'inverno? Ah, allora, dai. Allora, sì, intanto abbiamo una fortuna qua in Moldavia che nevica. Avem aici norocul că ninge. La neve crea un riparo, però non basta quello. Creează o pătură de protecție, dar nu este suficiente. E quindi proprio perché noi alleviamo al naturale e il prezzo è alto proprio per questo motivo, durante l'inverno attraverso dei tessuti andiamo a creare la copertura nei nostri terreni. Deoarece creștem în condiții naturale, iată din care cauză prețul este atât de înalt, iarna acoperim cu niște țesături specifice pentru a proteja melcul. Utilizzeremo del tessuto non tessuto, della paglia, del tessuto non tessuto e creeremo degli strati affinché la chiocciola si possa interrare, ma solo nei primi 5 centimetri. Deci folosim țesături, folosim paie în mai multe straturi, în așa fel încât melcul să pătrundă până la 5 cm înălțime. Dar ecco, numai... la cosa simpatica delle lumache è che loro d'inverno si chiudono e vanno sottoterra. Quindi hanno già un sistema loro di protezione naturale. Însă și melcul are o protecție naturală, iarna ele se închid și se duc în pământ. E, per esempio, comunque, quando arrivano a una temperatura sotto i 4 gradi, loro comunque vanno in una fase di letargo e possono stare anche un anno e mezzo, senza mangiare, vive nel loro guscio, nella loro casa. Ele rămân și la temperatura de 4 grade, rămân în stare de letargie. Adesso, și până la un an, fără mâncare, fără nutriție suplimentare. Non penso che l'inverno della Moldavia dure un anno e mezzo, spero. Nu cred că iarna în Moldova durează mai mult de un an jumate. Però è importante saperlo perché quando si vuole stoccare la lumaca, lei rimane viva per un anno e mezzo e non ci sono altri materiali, altri ingredienti che hanno una durata naturale così lunga. Un moment important, când se pune la stocat melcul, el rămâne viu pe o perioadă îndelungată de timp, el nu moare. Per quello che faremo un grande frigidera, come si dice, un grande deposito refrigerato, dove comunque depositeremo le lumache prima di mandarle in Italia nella lavorazione. Deci vom construi aici un frigider mare unde vor fi depuși melcii pentru a cădea în stare de letargie înainte de a fi exportate în Italia. Cred că vi s-a răspuns de plin. Cine mai are întrebări? Quanti operai servono per un ettaro di terreno? Allora, operai a regime ne servono massimo 3.
massimo 3 operai, con 2 a regime si va molto bene, 2 persone che lavorano tutto l'anno e hanno un lavoro pianificato. Tre persoane care sunt angajați permanent pe întreg parcursul anului. Vorrei fare una cortezza su questa domanda. Ci sono alcuni momenti dell'anno dove il lavoro è molto minore. E il lavoro risulta maggiore proprio quando ci sono le raccolte, e quindi più persone utilizziamo durante le raccolte, più veloci e siamo. Più veloci siamo e più incassiamo, quindi deci sunt è un perioade, po' a discrezione dell'imprenditore. Sunt perioade diferite în creșterea melcelor. Cea mai mare implicare a manoperei este în perioada recolterii. Cât mai multe persoane sunt, cu atât mai mare este mai mult se strânge și mai mare este venitul. Questo succede però nella stagione dell'autunno, diciamo da settembre a novembre, in cui c'è la raccolta. Quindi a ottobre, che è il periodo più importante, bisognerebbe avere dei lavoratori a giornata che aiutano a fare la raccolta. Ma per tutta la gestione dell'impianto, 2 persone, massimo 3, hanno la completa gestione del sistema, soprattutto in primavera più lavoro, ma d'inverno di meno, ma comunque in inverno non c'è lavoro. Essendo interrate le chiocciole, no, c'è un po' di gestione dell'impianto, sì. Quindi sistemare le reti, mettere a posto, cioè, diciamo lavori di gestione semplice. Perioada recoltării este toamna, septembrie, noiembrie. Aceasta este perioada când sunt necesari mai mulți lucrători. Octombrie, să zicem, e picul solicitărilor. Sunt luați angajați la zi care se ocupă cu strângerea, colectarea melcelor. Dar pentru gestiunea întregii fermi, 2 persoane, 3 maximum sunt suficienți pe parcursul întregului an. Depinde de lucrările care trebuie să făcute. Alte întrebări? Am observat că nu este nicio protecție de asupra la fierbi. Este un careva pericol sau nu în partea părții? Pericolul de... Dipende dalle zone. Noi può esserci il rischio degli uccelli. Può essere il rischio dei pescherellori, ma maggior parte dipende da zona. Ma prima da noi non ci sono proprio. La noi non sono pur si. Ma nel caso ci fossero, in un impianto da un ettaro ci sono quanto, 1.000.000 di lumache. Non hanno tempo di mangiarle. Dar chiar și dacă sunt peseri care 1.000.000 de la hectare, 1.000.000 de melci, ele pur și simplu timp n-au să aibă să le mănânci pe toate. Il problema più grande sono magari topi. Problema cea mare însă sunt șoarecii, răzătoarele. Da alcune zone, però con nostra protezione questo non può succedere. Dar folosind protecția care o propunem, aceasta tot nu se întâmplă. Nel caso in cui ci siano tanti uccelli, tante problematiche, si possono mettere o delle reti o semplicemente noi dei fili in Georgia abbiamo utilizzato dei cannoni che pum, che danno questo, fanno il boom, e quindi abbiamo evitato questo problema qua. Deci atunci când este problema că sunt prea multe păsări, pot fi folosite plase care se pun deasupra. În Georgia ei au folosit un fel de arme, puști buhnitori ca să sperie. Ok. Încă? În capul sării. Quante lumache crescono? Come ho detto, da 8-10 tonnellate. Quante? Come numero? Come numero? Per chilo? No, quanto? Da un ettaro. Allora, noi qua in Moldavia utilizzeremo la Helix aspersa maxima, quindi per chilo avremo dalle 60 alle 90 lumache, ok? Dentro un chilogramma vor fi dalla 60 alla 70 di melci. Un chilo, 10 tonne. Pentru 10 tonne. Quindi fai una media di 75, che è una media per chilo, per 10.000 chili. Hai il risultato 7.5 milioni di pezzi. Faceți calcule de sine stătător, 70 de melci.
pentru un kilogram, înmulțit cu 10.000. Facem calculele online în direct. 750.000. How many escargot you grow per hectare? Allora, indicativamente 750.000. Parliamo di chili dagli 8 ai 10.000 chili per ettaro per ettaro di lumache che crescono. De la 8 la 10.000 de kilograme de melci pentru la hectare. Qualora si segue il disciplinare atunci, e non si interpreta a modo proprio il disciplinare. Atunci când se respectă condițiile de bază specificate de dânsii. Il più grosso problema in questo investimento qual è? È che l'uomo vuole cambiare le regole del disciplinare. În toate acestea, principala problemă este că omul vrea să schimbe regulile care sunt în caietul de sarcini. Che al sesto mese sa già più di chi gli dà le regole quello che c'è da fare. Undeva la 6-a lună el se crede că știe mai bine decât cei care au inventat această metodă. Questo per noi è un grosso problema. Ecco perché mi se pare că nu este întrebarea pe care a adresat-o domnul, de ce am să merg să-i dau microfonul, pentru că probabil nu se aude bine și nu se traduce exact. Întrebarea a fost randamentul, da? Eu am primit răspuns că se produce de la 8 la 10 tone. Da. Da? Așa e răspunsul. Da. Se întreabă, în carne se calculează 4 euro un kilogram de carne de melci sau 4 euro un kilogram de melci? De melci. De melci. Da. Nu de carne de melci. Viu. Animal viu. Animale vivo. Nu carne. Animale vivo. Gușo e tutto. În cochilie. Când ați făcut întrebarea, când ați răspuns, a spus că carne, de atât și a fost întrebarea. Și câți melci este nevoie pentru carne, teza come lumaca viva. Carne s-a avut în vedere ca melc viu în cochilie. De câte kilograme de melci vii e nevoie ca să obținem un kilogram de carne de melc? Allora, no, cosa ha chiesto, scusami? Allora, questa è una bella domanda. Dipende da come viene alimentata la lumaca. Dipende molto da come este alimentata melcul. Ci sono alcune lumache che ci vanno 4 kg per fare un chilo di carne. Con il metodo Cherasco noi con 3 kg facciamo un chilo di carne. Sunt specii care cu 4 kg obținem un kilogram de carne de melc. E molto importante. Cu metoda Cherasco 3 kg fac un kilogram de carne. È molto importante l'alimentazione della chiocciola. Este foarte importantă cum se alimentează melcul. Però noi al momento qua in Moldavia ritiriamo non la carne, perché non ci sono ancora i siti produttivi, ma ritiriamo la lumaca viva. Aici în Moldova noi zicem colectăm melcul și nu carnea. Melcul viu. Care este temperatura optimă pentru dezvoltarea melcului? La temperatura optimă per lo sviluppo della lumaca. Per lo sviluppo in che senso? Il grado di umidità. Noi parliamo di un grado di umidità che varia dal 75 all'85% di umidità. In primo rând, umidità trebuie să fie de la 75 la 85%. E con una temperatura, ovviamente le lumache iniziano a crescere quando le temperature superano i 13-14 gradi. Melcii încep să crească după ce temperatura se ridică peste 13-14 grade. Però la cosa che mi piace della Moldavia, che il grande caldo che Ivan mi parlava è un caldo più che accettabile per la crescita della lumaca. Să zicem așa că ceea ce m-a surprins este că căldura cea mare a Arșița aici este acceptabilă, care este Moldova, este acceptabilă pentru creșterea melcilor. Quindi normalmente, a differenza di alcuni paesi come la Georgia, come l'Uzbekistan, dove durante l'estate si arriva oltre i 40 gradi,
qua non superando neanche i 30 gradi, la crescita della chiocciola è continuativa in tutta l'estate. Dacă să luăm în comparație cu alte țări, cum ar fi Uzbekistanul sau Georgia, unde căldurile ating și 40 de grade, aici temperatura ajunge la 30 și este acceptabil pentru creșterea normală a melcului. La temperatura minimă? Per sopravvivere. Allora, la temperatura, noi quando la lumaca arriva al meno 2, al meno 3 si interra. Atunci quindi când noi se ajunge, iniziamo a coprire. Atunci când se încep la minus, la temperatura de minus 2, acoperim terenul și melcul se retrage în pământ. Ovviamente, più la temperatura scende e più andremo a inserire degli strati nei recinti per evitare che il terreno si geli di sotto. Temperaturile scad, cu atât punem mai multe, acoperim cu mai multe straturi pentru ca să evite înghețarea melcului. Noi possiamo sostenere che fino al meno 20 con una giusta copertura sui recinti non succede niente alla nostra chiocciola. Dacă de utilizat o acoperire corespunzătoare până având afară temperatura de minus 20, se reușește să menține vii melcii. Allora, una cosa importante è che appunto il mio partner, Vilen, che avete conosciuto prima, lui sono 10 anni che fa, produce le chiocciole in Moldavia. Despre domnul Vilen, că el de acum de 10 ani produce melci în Moldova. E quindi io l'ho trovato perché volevo capire proprio come il clima può danneggiare la produzione delle lumache. Și am vorbit cu el anume la tema cum clima poate să influențeze creșterea melcilor. E quindi ho avuto la conferma che con delle precauzioni tutto la produzione si continua ad avere costante e in crescita. Și el mi-a confirmat că utilizând sistemele și precauțiunile necesare putem să menținem o producere constantă în timpul anului. Diciamo un caso estremo, ad esempio in un breve periodo le temperature calano fino a meno 28, non si riesce fisicamente di fare questa copertura? No, guarda, dipende, se parliamo di 12 ore, 20 ore, poco succede. Poate se întâmple pentru vreo 10-12 ore, non chiar atât de des se întâmplă asta. Vi faccio un esempio, nella Bekaa, in Libano. No, ma lui dice... Fermo, scusami. Nella Bekaa in Libano, in una giornata nel mese di febbraio, le temperature durante la notte scendono fino a meno 25 gradi. In Liban, de noaptea, in februarie, temperaturile ating și minus 25. Solo una notte. Asta poate se întâmplă o noapte. Durante questa notte, ovviamente loro sono avvisati in poche ore prima, con un tessuto dallo spessore non del 17 che normalmente usiamo, ma del 30 mm, riusciamo a tutelare tutte le nostre chiocciole. Fermierul care este avertizat de aceste situații intemperii reușește cu o acoperire de 30, nu de o 17 care de obicei o folosim, să acopere întreg terenul și să se protejeze de frigurile acestea. Però noi non possiamo basarci su casi estremi. Io ho dei ragazzi in Italia che producono all'estero 14.000 kg, però non generalizzo questi casi estremi e parlo della media un po' di tutti i casi, chiaro. Zice, noi non putem să ne bazăm pe aceste cazuri extreme care se întâmplă foarte rar. Eu, de exemplu, am în Italia ferme care produc 14 tone de melci la hectar. Ci sono dei mangimi? Beh, chiaro, noi non utilizziamo mangimi, ma utilizziamo questo Integra, che è un concentrato vegetale
che ci permette di far crescere la chiocciola nei giusti tempi per poterla raccogliere. Nu este un nutrez propriu zis, este un integrator natural care permite ca melcul să se dezvolte și să crească într-un timp normal. Di soli vegetali purtroppo non riusciamo con i tempi a far crescere le nostre chiocciole. In condizioni naturali ele nu ar reuși să crească așa cum cresc. Quindi abbiamo studiato questo integratore vegetale, dove ce lo vogliono copiare da tutte le parti, ma noi non diamo le formule, non riescono a copiarcelo, ed è un po' un altro nostro punto di forza. Avem un integrator natural care are o formulă specifică care a fost studiată mai mulți ani și zice, acesta este și încă un punct forte pentru noi când mulți din concurenții noștri încearcă să-l copie, dar nu reușesc. È un po' quello che ci dà la grande qualità della bava e il gusto alle nostre chiocciole, quindi noi su questo punto siamo molto tranquilli, anche perché grazie a questo e alcune tecniche che oggi sicuramente non vi diremo neanche sulla costruzione, riusciamo a chiudere le nostre chiocciole in tempi accettabili per continuare tutti gli anni la stessa produzione. Allora, folosind acest integrator, noi reușim să avem o calitate bună a secretului de melc și o calitate bună a produsului finit. Sunt încă niște secrete pe care eu n-am să vă le arăt, n-am să le spun aici, legat de momentul constructiv al structurii, dar care se folosește pentru vorrei fare ancora un... Il lavoro dell'elicicoltura per 40 anni è stato un lavoro dove non c'erano regole. In acest sector, în ultimii 40 de ani, a fost făcut așa fără reguli majore. Quello che ha portato il nuovo istituto di Carasco. Istitutul nostru Carasco. È stato quello di poter dare delle regole che potessero adattarsi al microclima di dove andiamo ad allevare e alla tipologia di terreno. Institutul nostru a reușit să dea anumite reguli care depind de climă și de terenul pe care se cultivă melcii. Quindi non c'è una regola fissa di allevamento. Nu este o regulă fixă pentru o creștere, pentru crescătorie. La grande forza del disciplinare metodo Carasco è quella che in base al microclima di dove andiamo ad allevare diamo delle regole ben precise sulle coperture, sull'alimentazione, sulle raccolte, sull'inserimento dei legni. Ceea ce ne deosebește de, prin acest cai de sarcin este faptul că atunci când venim într-un loc unde construim ferma, ținând cont de climă și de sol, dăm anumite reguli după care trebuie să fie urmate pentru a avea un produs final calitativ. Spate încă o întrebare. Vuole sapere sotto che forma viene questo integratore, sotto polvere, sotto granule, perché dice ne abbiamo qui vari diciamo, prodotti, sottoprodotti che si possono ottenere dal grano, dal... Noi su questo siamo rigidi per il momento, perché quando noi compriamo la merce vogliamo che la merce abbia quelle proprietà lì, anche perché è nostra responsabilità far venire il prodotto, quindi per il momento il prodotto viene fatto in Italia, in un secondo tempo capiremo. Okay? No, l'integratore era sotto che forma? E praf. El zice că acum se face anume după metoda aceasta pentru ca să aibă un produs final conform regulilor, conform calității care o solicită. In questo caso, il produttore è costretto di acquistare questo integratore. Sì, sì. Ci sono delle regole perché noi garantiamo il ritiro delle produzioni. Allora, sì, utilizzando queste regole, ei garantează che o să achiziționeze produsul final.
Perché i sistemi funzionino, c'è bisogno che qualcuno dopo venda la carne e la bava che noi produciamo. Pentru ca sistemul să funcționeze, cineva trebuie să vândă și secretul cel al melcului și carnea. Chi compra la carne e chi compra la bava pretende la stessa garanzia di qualità e continua e costante nel tempo. Cel care cumpără secretul și carnea are nevoie de garanția calității constantă. Stiamo parlando delle grandi aziende di cosmetica e delle catene come Auchan, Carrefour, Kaufland che avete qua in Moldavia, grandi, vogliono la stessa qualità della carne. De obicei, cei care cumpără au nevoie ca sunt rețele mari cum este Auchan, Kaufland și altele care solicită ca calitatea să fie constantă tot timpul. La lumaca, se mangia qualcosa di diverso, cambia sia nel colore che nel gusto e che nei principi attivi che ha all'interno. Dacă melcul o să mănânce alte produse decât cele care se recomandă, se va schimba culoarea și își va schimba calitatea. C'è făcut integrator. È un mix del sistema vegetale. Cos'è? Un mix di... Se ti do la formula poi te la fai da solo. Dacă vă dau formula, pe urmă o să vă faceți de sine stătător. E nostra intenzione far fare poi anche questo integratore qua, ma saremo noi a commissionarlo, perché devi capire che questa è una rete di impresa. Noi ulterior vrem să aducem aici producerea acestui integrator, să-l facem aici. Dar vreau să înțelegeți că asta face parte din întreaga rețea. Tu investi con noi, noi investiamo con te. Noi, dumneavoastră, investiți împreună cu noi, noi investim împreună cu tine. Più riusciamo a farti guadagnare, più guadagniamo noi. Cât mai mult câștigați dumneavoastră, cu atât mai mult câștigăm noi. Questo è. Però ci sono delle regole rigide, ferree, che se uno non le vuole adottare non entra a far parte del metodo Carrasco. Și cel care nu vrea să le respecte nu face parte din metoda Carrasco. Non è un obbligo, questa non è elicicoltura generale, questo è chiocciola metodo Carrasco. Este vorba de produsul final care este făcut după metoda Carrasco. È molto semplice, uno può iniziare con questo sistema e poi dice ma io gli do da mangiare le mele, le banane alle mie lumache, tanto gli piace, ok, ma dopo con quel prodotto, se tu vai sul mercato, lo vendi a 2 euro. Evident că puteți să folosiți alte alimente, cum ar fi merele, bananele, care ele la fel le iubesc. Dar când o să ieșiți pe piață, o să vă confruntați cu calitatea, care o să o puteți vinde numai la 2 euro. Esatto. E il metodo è lo stesso della Ferrero. Ci sono degli indici di qualità che vanno rispettati. Se uno non vuole rispettarli, si fa le sue nocciole a cavoli suoi. Le può vendere in Turchia, in Turchia. Però spiega bene questo. La fel face și Ferrero atunci când plantează aici. Prova a chiedere, scusa, chiedi come mai le nocciole della Moldavia vanno in Turchia e non vanno alla Ferrero che fa la Nutella. Întrebarea domnului Ivan este de ce alunele moldovenești ajung la în Turcia și nu sunt vândute direct la Ferrero. Deci domnul a fost prezent la la școlarizare. Vorbesc limba română. Bună ziua. Am câțiva ani în urmă, 3 ani în urmă chiar am fost chemat pentru că a venit cineva din Italia, din regiune Piemonte, paralel uzina de la Ferrero, a făcut cursurile aici în Moldova la fermierii ca să producă alunele și a dat tot disciplinarul. Ce s-a întâmplat? Moldovenii, în loc să execute disciplinarul acela, au făcut din capul lor. Toată producția alunelor nu a fost vândută în Italia, fiindcă nu era corespunzătoare la standardele europene.
alunele cele s-au dus în Turcia cu capici. Deci este foarte important să fie respectat protocolul care dumneiei vă propun. Pentru că dacă vrem să vindem melcul la 4 euro, la 4 euro jumate kilogramul, noi trebuie să respectăm protocolul care este deja castigatorul în alte țări, ca și Georgia, cum au spus deja ei. Mulțumesc! I don't know this guy, eh? Non lo conosco io, è la prima volta che lo vedo. Prima data che non lo vedo, tu sbagliato questo. Veramente, era combinato. Non è che è un amico. Nu este un prieten și nu a făcut-o pentru din amicizie. C'è un posto dove c'è le frigorifere. No, sono gli sporeni, c'è le frigorifere. Gli sporeni sono frigidere. Loro hanno una fortuna dove alcuni paesi non hanno, che c'è un'azienda che ritira qua in Moldavia. Quindi sarà l'azienda, l'Helix Farm di Ivan, con voi direttamente qua nel paese, che valuterà, ok, la merce è a posto, viene pagata qua e non si aspetta il trasporto in Italia, quindi è un qualcosa di più sicuro e sicuramente più semplice. Compagnia Helix Farm împreună cu producătorul verifică calitatea produsului final și organizează transportul. Noi, proprio grazie al cibo che loro acquistano, riusciamo a capire se rispettano il disciplinare in base al cibo che devono dare alle nostre chiocciole. De obicei este foarte clar, în dependență de volumul de integrator pe care se achiziționează de la noi, putem să știm dacă a fost respectat protocolul sau nu. L'interesse che noi abbiamo è quello che chi inizia a fare un investimento di 2 ettari entro 2 o 3 anni raddoppi, se non tripli, l'estensione dell'impianto. Scopul nostru e ca cel care investește în 2 hectare peste 3-4 ani să facă, să înceapă să extinderea producerii. Quello che noi puntiamo i primi anni è proprio quello di dare l'assistenza, di fare i controlli negli impianti affinché voi riusciate ad arrivare realmente alle produzioni, perché più crescete voi, più cresciamo noi, quello iată è un dato di fatto. I primi 2 ani se fac controlluri riguroase pentru a vă ajuta să ameliorați unele momente și să faceți o fermă de calitate. Quanto costa un chilo di integratore? E quanto serve per tutta la stagione? Allora, dopo su questo dettaglio abbiamo già mandato dei contributi video, possiamo mandare a tutti singolarmente tutti i costi, business plan e tutto. Business plan, oppure comunque adesso ci spostiamo nell'altra sala e possiamo... Este o prezentare care o să vă expedieze la toți. Informazioni più specifiche le diamo direttamente alle persone. Sunt indicate costurile, cantitățile necesare. Dacă o să doriți, o să mai discutăm în continuare despre asta. De la stanța de la, okay? În sala de coffee break. Bună ziua tuturor! Încă o dată vă rog. Și cantitatea din nutriente. Dar noi îi ducem în zâmbetă. 1, 2. Este necesar să producă ghitarul. Quanti coraggi incluso sono necessari oppure 30% della produzione, se facciamo un ettaro ci vogliono 30% in più di terreno per la produzione dell'alimentazione. Mai trebuie 30% de teren pentru a face furaje suplimentare la ce pentru un hectar. Però entrare nello specifico, noi ci siamo qua in questi giorni, Ivan è qua. Caso per caso è diverso l'uno dall'altro, fiecare, quindi è meglio discutere uno face to face. E mai bine să discutăm fiecare caz în parte. Yeah.
compagnia di Elixfat non ha all'inizio programmi di vegetali, ma potrebbe andare. Dai, andiamo. Sì.